La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru, mii de mulțumiri și prietenilor noștri de la Casa Pariurilor. Dragi prieteni, nu vă uitați la mine, deși eu sunt exact pe targetul invitatului nostru de astăzi. Discutăm despre ceea ce înseamnă fitness și nutriție și problemele care apar și la bărbați. Și am zis și la bărbați pentru că de obicei se vorbește doar despre doamne și despre domniță, că ele trebuie să arate bine, ignorându-se partea aceasta la bărbații trecuți de 30, 35 spre 40 de ani. Discutăm însă și despre problemele de sănătate, nu numai despre cum trebuie să arătăm. Am spus că ne axăm pe bucățica aceasta de vârstă, deci bărbații peste 30 de ani, dați drumul și uitați-vă cu atenție sau dacă aflați despre podcast, puneți mâna și îl vedeți pentru că vor fi chestiuni interesante, nu numai de cum arătăm, pentru că ceea ce e prinăuntru contează. Ca să nu mai lungim, discutăm toate lucrurile acestea cu Cosmin Călin, invitatul nostru de astăzi, nutriționist și instructor, profesor de fitness. Cosmin, bine ai venit! Mulțumesc foarte mult de invitație! Noi mulțumim pentru că în fața ai un element, deci poți să arăți pe mine. Bine, știi cum ar veni? Cosmin, am zis că ajungem la treaba asta cu ignoratul bărbatului de după 3 săracii de noi, dar chiar pe bune asta este. Zim cum ai ajuns tu aici? Cum ai început? Păi începuturile au fost, mă rog, la vârsta mea 38-39 de ani, ne aducem aminte cum erau, mulțumesc la fel, ne aducem aminte cum erau făcute selecțiile la sport pe vremea aia, venea un antrenor de sport pe la școală și ne racola. Așa am fost și eu luat, am făcut sport de performanță foarte mulți ani și ceva sport de contact, judo, etc. Și de acolo mi s-a părut oarecum naturală tranziția către o carieră de genul acesta. Evident, primul pas a fost Facultatea de Educație Fizică și Sport, pe care am făcut-o la Galați, sunt din Galați, născut, după care am studiat nutriția. Am studiat nutriția, am studiat în Statele Unite foarte, foarte mult, wow. De fapt. Aș putea spune, după Facultatea de Educație Fizică și Sport, restul de studiu, să spunem așa, a fost făcut în Statele Unite și multe, multe alte cursuri de profil, de mentorat, programe de mentorat de asemenea și am practicat. În ultimii 15 ani, practic, cu asta mă ocup full-time, nutriționist. De acolo se dă ora exactă, din Statele Unite, la tot ceea ce înseamnă fitness, nutriție și așa mai departe. Sau ceea ce vedem noi în filme și în asta e real. Da. Ei sunt bolnavi cu treaba asta. E un paradox. Bravo. E un paradox. E un paradox. Exact. E un paradox, da. Deoarece dacă statistic vorbim și statistica nu minte niciodată, vorbim de o națiune care este în materie de obezitate la niște procente mai mult decât alarmante. În același timp, industria de wellness, mă rog, cum este toată integrată, fitness, nutriție și așa mai departe, este de asemenea la niște cote foarte, foarte înalte. Deci, vorbim aici de o societate în care se pune un foarte mare accent pe fitness, pe nutriție, nu mai vorbim de latura aceasta de sănătate farmaceutică și așa mai departe, în același timp vorbim și de cea mai obeză, să spunem așa, națiune din, cred că din toate care există în acest moment. Deci ceva există, un scurt circuit există undeva, din păcate. Și cu toate astea, ceea ce vedem noi și ceea ce povestiți, voi spui că ne-ai povestit că ai fost la Miami chiar acum câteva luni. Da. Filmul e realitate, sportul e oarecum de masă, însă și celelalte aspecte mai nesănătoase sunt de asemenea de masă. Mâncatul fără măsură, fast food-ul la orice pas. De asemenea, foarte, foarte accesibil. Din toate punctele de vedere, socioeconomic mai ales, este foarte, foarte accesibil. Cu câțiva dolari poți mânca practic câteva mii de calorii la un fast food din acesta. Da, nu-i de glumit și evident că cu cât îl faci mai facil, cu atât problema va crește și va crește într-un mod exponențial. Deoarece dacă ne aducem aminte bine când, după Revoluție la noi, după ce au venit fast food-urile, în special McDonald's, mi-aduc aminte, McDonald's era perceput în Galați, cel puțin când s-a deschis, ca un restaurant de lux aproape, pentru că prețurile erau de așa natură, comparativ cu ce se găsea pe piață. Corect. Și evident, foarte, foarte mulți ani, o majoritate nu a avut acces la astfel de, sau cel puțin nu a avut acces într-un mod curent. Da. Cum există azi, de exemplu, constant, acest trend să te duci constant în fiecare zi să se consume o astfel de mâncare. Păcând în Statele Unite, de prin anii 60-70, există practic o oarece constanță în a se consuma astfel de
alimente. Noi n-am fost o nație de grași, pentru că sunt și pozele acelea pe Facebook, noi mai surâdem când le vedem la și așa eforie, mai exact, și eforie. Zice, găsiți un gras. Mm. Și sunt zeci de oameni, sute de oameni într-o singură poză și zice, găsiți un gras. Și așa e. Și nu este. E o poză făcută la întâmplare, vorba ta, în anii 70 la eforie. Nu e un gras. Nu este. Nu găsești nu este, un gras. Nu este, nu este. Și mulți poate vor spune, nu știu, comunismul sau că nu era îndeajuns, dar ar fi putut, pentru că nu ai nevoie de foarte, foarte mult să te îngrași. Trebuie doar să mănânci mai multă pâine, mai mulți cartofi și așa mai departe. Adică, și am dat aceste exemple, nu că ar fi interzise, ci pur și simplu că sunt accesibile și toată lumea, evident, le poate consuma. Corect. Însă, dacă îți aduci aminte de asemenea, când eram mici, dacă exista... Nu mai zi de mici, că tu când știi când eram mici, eu imediat când zici de mici... Te gândești la... Am plecat la Obor. La mici de la Obor, da, da, da. Glumim. Ceea ce sunt faimoși, adică da, da. Cu toți deci ne gândim mici, la ce... Da. Când eram mai mici, da. ca eram să copii. Fie. Când eram copii. Când eram copii și eram la școală, dacă exista un copil sau doi maxim în fiecare clasă care era un pic mai plinuți și în general cu toții ăla avea, adică avea un apelativ de da. Genul, da. Grasul, de regulă, da? Da. Că nu ne da. Mai ferim așa de, e, de cuvinte așa este. Acum. Când acum cred că dacă intri într-o clasă, într-o sală de clasă primară sau de gimnaziu, nu cred că are importanță, probabil mai mult de jumate din ei sunt cu câteva kilograme în plus, cel puțin. Deci asta ar trebui să ne spună ceva, deoarece chiar dacă înaintăm în tot ce înseamnă știință, în tot ce înseamnă cercetare în domeniu și așa mai departe, trendul este unul ascendent și abrupt ascendent, aș spune, în ceea ce privește obezitatea. Și aici discutăm despre atenția pe care trebuie să le acorde copiilor părinții și bunicii. Absolut. Că el la 7-8 anișori e clar că vrea tot. Absolut. E precum o coțofană, tot ce vede scripitor. Absolut, absolut, absolut. Și aici cred că, mă rog, știi că există vorba aia, copilul nu face ceea ce îi zici să facă, face ceea ce te vede pe tine că faci. Deci dacă tu ca și părinte consumi în casă fel de fel de alimente din acestea, în mod curent, evident, el va lua ca și el, ea va lua ca și exemplu acest. Când te-ai apucat de exemplu de nutriție, cum eram noi atunci? Începuserăm să mergem la sală. La sală începuserăm să mergem după 1990, da. Chiar dacă era sala aia de la metrou, cel puțin la aici în București, exact la Metrorex, unde băieții adevărat trăgeau de fiare. Ăla era, aia era exprimă. Nu aia era. Exista bandă și așa mai departe. Nu, erau ganderele făcute la strung, sudate și așa mai departe și erau culturiștii. Culturiștii. Culturiștii ăia sănătoși. Bun. Ușor, ușor am început să ne dăm ușor, s-au deschis, nu? Săli. Și am început să ne dăm seama că avem nevoie. Absolut, absolut. Și la mine în Galați, adică cred că în toată România a fost aceeași situație. Primele săli erau prânzi sub soluri de blocuri. Corect. Pe sub țevi de apă și așa mai departe. Instalații empirice. Exact, făcute la combinatul da, siderurgic corect. Înainte da. De privatizare și, exact. Și așa mai departe. Trebuie să ne ascundem că ăsta erau. Absolut, ăsta e adevărul. Și oarecum, deși în materie de studii de specialitate și așa mai departe nu se știa mai nimic sau relativ nimic, oamenii funcționau pe într-o direcție din aceasta de experimentare. Hai să vedem ce merge și ce nu merge și prin eliminare se elimina ceea ce nu merge și rămânea practic doar ceea ce... Nu aveam YouTube-ul să ne uităm. Nu aveam YouTube-ul. Și cred că unul din motivele în care astăzi oamenii aproape că refuză să înceapă un proces de îmbunătățire a stării de sănătate, în mare parte, este că există foarte multă informație, de cele mai multe ori contradictorie, și nu știi de unde să începi și ce să faci. Am, cum spun americane, paralysis by analysis. Și stai și te gândești care e cea mai bună dietă, oare să mănânc carbohidrați, oare să nu mănânc, oare ouăle să le mănânc cu gălbenuș sau fără gălbenuș, vezi un doctor la televizor care spune X, alt doctor care spune Y. Deci cineva este... Deschizi o știre oarecare pe un site și îți apar pastile minune, praf, exact. Minune, și să bești într-o lună 20 de kilograme. Absolut, absolut. Și mai departe. Exact. Și, păi stai mă că ăla a zis că mă chinui 6 luni. Cu prafurile ăstuia, da, într-o lună am rezolvat da, cazul. Da, da, da. Spre oarecum apărarea poporului român, nu am inventat noi astfel de tactici, au venit, evident, da, după Revoluție. Le importăm. Importăm oarecum ceea ce e mai neprielnic, să spunem așa, în comparație cu ceea ce ne-ar fi trebuit să importăm, cel puțin în ultimii 30 de ani, în orice domeniu, că dacă ne uităm și la
starea sportului de performanță în, în România, observăm că trendul este, dacă ne gândim la curba lui, acel bell curve, știi? Da. Suntem practic undeva în dreapta aici, la subsol aproape, în, în ceea ce, ce înseamnă sportul de performanță în România. Și din nou e un paradox că pe vremea, înainte de 89, din nou existau foarte puțină informații și totuși sportul, așa cum era el făcut, era la cel mai înalt nivel și chiar era la cel mai înalt nivel din foarte multe ramuri. Vorba celor de la Divertis, e un paradox, cât mai multe săli, mai multe cluburi particulare și așa mai departe, dar noi suntem din ce în ce mai grași. Absolut. Cine zicea? Tony Greco. Tony Greco, da. Când te-ai apucat tu de treaba asta, lumea te-a luat de nebun sau nutriționiștii erau considerați? Da, în sensul ăla, și înțelegi, hai de mă, lasă-ne mă în pace cu, da, mă, vezi tu ce să mănânc. Da, 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 da. Deci de cele mai multe ori, sau cel puțin acum 10 ani când am obținut prima diplomă în, în nutriție, cred că-s vreo 11 ani, de fapt, că suntem în 2024, existau oarecum încă acele stereotipuri. Și dacă veneai cu ceva nou sau ceva mai de specialitate, erai oarecum văzut ca și, nu știu, tocelar sau chestii de genul ăsta. Știi? Lasă-mă bune în pace, că știu mai bine, că mă duc la, merg la sală de 5 ani, știu mai bine, știi? Dar am observat un lucru, evident, având aproape 39 de ani. Când ai 20, 21, 25 de ani, până în 30 undeva, contează mai puțin cum faci lucrurile, deoarece vârsta în sine și felul în care îți funcționează corpul în toți parametrii tăi te ajută oarecum să compensezi lipsa de orice natură când vine vorba de nutriție, de sport și așa mai departe. Însă după 30, 35, 40 de ani lucrurile se schimbă, deoarece îți aduce aminte din nou, acum mulți ani cu toții aveam, nu știu, un prieten care mânca orice și tot nu se îngrășea. Nu se îngrășea. Ei, întreabă-l pe acel prieten după 20 de ani dacă mai e aceeași situație. Cel mai probabil nu este. Așa și aici. Evident a fost mai dificil, dar odată cu răspândirea în mod special a platformele de social media, a devenit din ce în ce mai ușor să îți împărtășești un mesaj, mai ales unul pozitiv, către marile mase până la urmă. Bun, hai să o luăm cu începutul, în sensul că suntem undeva când, acum, când am început noi să avem grijă de noi? Deci nu să mergem la sală doar pentru a fi ipocriți, vorbesc da, noi în da, general, da, da, da? Da, da? Adică să ne dăm seama că sunt chestiuni de să avem 15 ani sau mai mult, avem 20 de ani, pentru că la început vorbim despre... În România. Da, în vorbim România. Despre acești culturiști, despre sportivii de performanță după 90. N-aveam ce căuta noi da. Pe la săli. Nici nu intrai acolo de frică. Nu intrai și e foarte, foarte adevărat. Nu intrai și n-aveai ce face acolo, pentru că oamenii ridicau de 20, de 20, da. nu puteai să salți una de 3 kg de jos, de 3. Foarte corect. Bun. Când am început? În 2000 sau, mă rog, plus sau minus? Aș spune undeva după și, mă rog, eu am intrat într-o sală de forță, să spunem, că nu se numea, nici da, nu se numea fitness exact. în vremea aia, undeva pe la sfârșitul anului 90. Deci, undeva până în anii 90 încă era aproape ca un cult da. să mergi la o sală de fitness și, cum ai spus și tu, era o anumită era o castă închisă. Era o castă, așa. Exact. Mă gândeam exact. Da, ce, mai prindeai ce... pe unul dacă am eu un prieten da, garantez da, da, pentru da, el. Da, 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 ceva de genul, ceva de genul. Ei, mai apoi a început să se răspândească, să se deschidă din ce în ce mai multe săli. Am început să importăm anumite concepte de fitness și anumite lanțuri de săli de fitness au început să deschidă în România. Deci, aș spune undeva acum 10-15 ani a început, într-adevăr, să se răspândească... Ceea ce e foarte puțin. Adică... Ceea ce e foarte puțin. Dacă ne uităm în Statele Unite, de exemplu, avem undeva până anii 50, imediat după al doilea război mondial, a fost oarecum și dintr-un motiv sociopolitic, era război rece și toți băieții de la liceu pregătiți. În sus trebuia să fie pregătiți din punct de vedere fizic. JFK a avut acest program implementat în școlile și liceele din Statele Unite, un program fizic, nu mai ține, avea chiar un nume de cod, ceva de genul, unde toți trebuiau să fie apți din punct de vedere fizic la cel mai înalt nivel. Da. Deci eu de undeva 70-80 de ani da. De când fac treaba de asta. Când fac treaba asta da. Și dacă e să ne uităm și la curentul acesta de culturism / bodybuilding sfârșitul anilor 60 cu Arnold și cu
și cu toți acești culturiști de pe coasta de vest din California, după aia migrația multora dintre ei către Hollywood. Deci a fost un întreg curent și dacă știm și ne aducem aminte sfârșitul anilor 80, anii 90, orice actor în rol masculin într-un film de acțiune era... Da. Ar fi putut să... Umple ecran. Exact. Și noi oarecum am crescut cu modelele astea, știi? Rambo, de exemplu, cred că... Dolph. Că despre... De Van Damme nu era bine... Era bine făcut, dar nu era așa de speriat. Dar erau câțiva Van Damme care... era mai atletic, da, din alte puncte de vedere, însă... Cum am mai spus, Rambo, și nu numai, spun Rambo deoarece cred că Rambo a fost un fenomen social și toată această serie Rambo a fost un fenomen social deoarece cred că a atras mai mulți tineri în armatele țărilor de unde provin decât orice campanie a oricărui guvern pe care ar fi făcut-o vreodată. La modul cel mai serios cred acest lucru. La fel și cu Rocky. Cu seria Rocky, cu boxul, cred că a atras mai mulți copii către box decât au făcut orice fel de campanie de genul acesta. Deci a existat oarecum un model la care tinerii, copiii tineri, indiferent, se uitau într-un mod foarte, foarte admirativ. Acel curent a dispărut. Dacă ne uităm acum la cum arată și cum se prezintă modelul masculin, în special când vine vorba de Hollywood și de acest mainstream media, cum se cheamă, unde includ și Hollywood, până la urmă, cred că sunt controlate probabil de aceleași entități, ne dăm seama că ceva s-a schimbat drastic și nu credem nici în coincidențe. Te-ai dus în state, ai făcut cursurile astea de nutriție. Ce însemna nutriție atunci în România? Nutriția atunci în România... Începuseră, iartă, să mergem la sală. Începuseră să mergem la dar sală. Dar nu completam și cu nutriție, nu? Nu. Există această ramură de nutriție care se studiază, cred, la facultatea de farmacie, nutriție, ceva de genul acesta, dar nu sunt sigur unde mai sunt încadrate aceste studii de nutriție. Ca și exemplu, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, nutriția era, adică vorbim de câteva ore aruncate răzleți, cred că în anul 2 sau 3, nici nu mai țin minte, adică ceva absolut irelevant. Facultățile de medicină, de asemenea, predau nutriție într-un mod foarte succint. În general, medicina include nutriția între atât încât să se știe de anumite reacții între anumite alimente, vitamine, minerale, etc., cu anumite medicamente și așa mai departe. Deci, nutriția a fost studiată într-un mod foarte sumar, să spunem așa, în România. Din păcate, însă, curentul se schimbă și cred că cu atâta informație care există în momentul de față, lumea nu mai are o scuză să spună că nu știe ce face sau nu știe de unde să înceapă și așa mai departe. În acest moment chiar există informație în limba română, ce drept mai puțin, ceea ce cred că nu e ok, dar suntem un popor care vorbim o limbă engleză totuși într-o medie foarte, foarte, în special în mediul urban, la un nivel mediu spre avansat, aș spune eu, deci există, informații există. Bun, cum devii specialist nutriționist? Pentru că știi foarte bine că există șamani ăștia, cum le zic. Șamani, știi? Acum, da. Toată lumea e nutriționist, da, cu acte în regulă. Acte și atunci mie de pe stradă, eu aș vrea să mă duc, să zice, la modul sincer aș vrea să mă, știi? Și atunci zic, domnule, la mine pe bulevard sunt 3 sau 4. Unde intru? Pot să intru la fiecare? Mă duc la cineva la sală care știe treaba asta? Cum îmi dau eu seama, pot să fac treaba asta? E cam greu, nu? Sau... Trebuie cum devii nutriționist? Există mai multe filiere. Cum am mai spus, există această filieră prin sistemul educațional din România de a deveni dietician. Cred că așa e titulatura, dietician. Și în ziua de azi există foarte multe cursuri acreditate de către Ministerul Muncii, dacă nu mă înșel, de nutriționist. Deci ei sunt acreditați să funcționeze din punct de vedere legal.
Problema nu este în acreditarea în sine, problema este în calitatea acelor cursuri unde aceste persoane învață nutriția, deoarece de cele mai multe ori vorbim de, nu știu, câteva cursuri într-un weekend și câteva PDF-uri care le se trimit pe e-mail sau niște cărți downloadate și traduse de cele mai multe ori din engleză, dar scoase total din context, că am avut ocazia de multe ori să mă uit peste astfel de materiale, de materiale educaționale. Deci, și mai este o latură, deoarece aceste cursuri, ca în orice altceva, îți oferă ocazia să profesezi. Însă mai departe este de datoria ta să te perfecționezi. Știi? E ca și cum îți iei permisul de conducere, ai dat școala, ai învățat acea carte despre legislație, însă asta nu te face șofer. Adică practica în sine mai apoi te face șofer și îți ascute acele instincte de șofer și așa mai departe. Așa stau lucrurile și aici. Îți trebuie o doză de educație, evident, bine făcută, însă mai apoi practica trebuie să se plieze pe acea educație și continua educație și perfecționare de asemenea. Este foarte importantă, deoarece studiile de specialitate apar în fiecare an și de foarte, foarte multe ori, cel puțin cei care suntem de ceva mai mulți ani în acest domeniu, realizăm că sunt foarte multe dintre cazuri un studiu de specialitate din 2023, de exemplu, va contrazice un alt studiu care a apărut în 2017 sau 2018 sau 1995 și așa mai departe. Deci, dacă nu stai oarecum ancorat în ceea ce se întâmplă în acest mediu academic și nu numai, e foarte posibil să rămâi în urmă și să acționezi într-un mod mai nefast cu clienții pe care îi ai. Deoarece vorbim de sănătatea oamenilor. Știi că un nutriționist, un dietician, chiar și un antrenor personal în sală, până la urmă are de-a face cu sănătatea acelor indivizi cu care colaborează. Adică nu lucrăm la strung. Corect. Asta e clar. Și la strung, dacă nu îl calibrezi, cred că poți să-ți prinzi o mână sau un deget. Mai iese piulița. Sau cel care vine după tine, nu știu, în schimbul 2, dacă l-ai lăsat într-o stare mai deplorabilă și poate prinde mâna. Așa și aici. Ce înseamnă nutriție în Statele Unite? Ce ai făcut acolo? Clar, diferență uriașă cu România, dar spune puțin că ne-ai făcut poftă, știi cum se zice, adică atât de mare e diferența? Bine, am stabilit că nu e nici măcar la facultate nu se face treaba asta și atunci nu prea ai ce să compari. La ei acolo ce te învață? Iartă-mă, tot? Diferențele sunt majore din mai multe puncte de vedere. În primul rând trebuie să împărțim acest domeniu în două. Deci există partea tehnico-tactică, cum se spune. Deci informația în sine. Aceasta este importantă, dar la fel de importantă este partea de coaching, cum se spune. Deci tu acum trebuie să iei informația aceea și să o livrezi persoanei cu care lucrezi în contextul acelei persoane. Deci nu există un model din acesta de copy-paste în care orice funcționează pentru oricine. Deci este foarte, foarte important să aplici ceea ce știi în contextul fiecărei persoane cu care lucrezi, deoarece chiar dacă în materie de genetic, să spunem așa, suntem cu toții la fel, 98-99% sau ceva de genul ăsta, și chiar suntem foarte asemănători cu maimuțele, peste 90%, acel 1-2% face diferența, evident. Așa și când vine vorba de individ la individ. Deci este partea de individualizare este foarte, foarte importantă. Deoarece cu toții avem niște nevoi care poate sunt la fel, dar contextele noastre sunt diferite. Avem joburi diferite, avem stări emoționale diferite, avem un nivel de stres poate diferit. Poate unii dintre noi avem familie, poate alții nu. Poate unii dintre noi avem copii mici, poate alții nu. Poate unii dintre noi dormim 4 ore pe noapte, poate unii dintre noi dormim 8 ore pe noapte. Știi? Și toate aceste aspecte vor afecta la modul cumulat vorbind, vor afecta rezultatele, chiar dacă aplici aceeași metodă cu individul X și cu individul Y, dacă acești indivizi au stiluri de viață diferite, acea metodă poate nu, cel mai probabil nu va funcționa la fel pentru ambii.
hai să începem să mergem direct aplicat, ca să zic așa, da? Bun, tu ai o sală a ta, corect? Unde te găsește lumea? Nu am o sală a mea. Sau cum? Te duci într-o sală, te duci după client? Lucrez, în acest moment lucrez full-time în online. Deci oamenii mă contactează și lucrăm, colaborăm practic. Deci eu pot să fac de acasă, da? De acasă, absolut. Asta înseamnă online, absolut, ca oamenii să înțeleagă. Absolut. Deci nu vin la o sală. Nu. Bun, am înțeles. Când trebuie făcută treaba? Bine, o să spui de la 20 de ani. Hai să discutăm concret. Trebuie făcută, deci aici vorbim despre, să spunem, cineva care trebuie să slăbească. Bun. Cineva care trebuie să slăbească, să spunem că ești bărbat, ai 35 de ani și ai 20 de kilograme în plus. Perfect. Trebuie să faci o schimbare din momentul în care ai realizat că trebuie să faci o schimbare. Deci prima schimbare este la nivel de mentalitate. Deoarece tu dacă trăiești într-o oarece... în denial, cum spun americanii, trăiești într-un refuz în a-ți accepta situația și în a-ți accepta, în a accepta faptul că tu ești singurul responsabil pentru situația în care ești, lucrurile nu se vor schimba. Deci primul lucru cu care trebuie să începi este să îți accepti responsabilitatea și să faci primul pas. Primul pas este de a începe. Al doilea pas este, evident, de a nu renunța. Lucrurile sunt foarte, foarte simple. Ele acea pe hârtie par... Absolut, ai două verbe. Absolut. Și marea problemă care am identificat-o eu în toți acești ani este că de foarte, foarte multe ori oamenii tind să complice lucrurile mult mai mult decât este necesar. Deoarece... dacă vrei să slăbești, să spunem, 20 de kilograme, ca și idee, vorbim la modul practic, vorbim aici, în primul rând, de niște calorii, o unitate de măsură de care toată lumea a auzit, energetic vorbind, vorbim despre niște calorii și vorbim despre o operație matematică foarte, foarte simplă, adică ai niște calorii de care corpul tău are nevoie să funcționeze în fiecare zi, acele calorii de menținere. Adică dacă tu consumi aceste calorii în fiecare zi, nici nu te vei îngrășa, nici nu vei slăbi. Ce intră, iese. Practic, în momentul în care tu consumi mai multe calorii, la sfârșitul zilei, a săptămânilor, a lunilor, evident, va exista un exces. Ca la contul bancar. Numai că aici e oarecum invers. Invers. Acel exces, corpul va trebui să îl stocheze și îl va stoca foarte, foarte simplu în sub formă de strat adipos, sub formă de grăsime. La bărbați, în mod special, genetic vorbind, acest strat adipos este oarecum dispus în jurul taliei și abdomenului la cei mai mulți dintre noi. Dacă vrei să slăbești, evident, trebuie să faci opusul. Adică, acele calorii de menținere, odată ce ți le-ai aflat, și e foarte, foarte ușor să ți le afle, sunt foarte multe calculatoare pe care le găsești pe internet, trebuie doar să stai câteva zile, maxim o săptămână, pe acel număr de calorii, la sfârșitul, să spunem, a unei săptămâni, te uiți atent, te urci pe cântar și vezi ce s-a întâmplat. Am slăbit? Nu. M-am greșat? Nu. Ok, înseamnă că astea sunt calorile mele de menținere. Ei, după ce ți-ai aflat acele calorii, scazi un pic din ele. 200-300 de calorii. Deci nu vorbim de niște tăieri din acestea calorice drastice. Deoarece oamenii consideră, și aici ne întoarcem înapoi la toți acești șarlatani de care vorbeam, care oarecum au educat populația în direcția în care lucrurile sunt foarte radicale. Trebuie să faci, nu știu, fasting o săptămână, să nu mănânci o săptămână, sau să faci fasting cu apă, sau să mănânci supă de varză. Sau... Adică am auzit toate variantele în ăștia 15 ani și cred că s-a creat o impresie din aceasta că lucrurile sunt foarte, foarte complicate. În realitate nu sunt foarte complicate. Cum poți să beau apă 3 săptămâni? Cum să beau apă 3 săptămâni, exact. Da, sau cum să mănânc pui cu broccoli. Dar nu ți-a spus nimeni că trebuie să mănânci pui cu broccoli, știi? Nu ți-a spus nimeni că trebuie să mănânci pui cu orez în fiecare zi, deoarece evident, dieta ta trebuie să fie într-o mare parte una curată. Și asta nu numai din punct de vedere estetic, că vrei să slăbești, și din punct de vedere al sănătății generale, pentru că fiecare aliment vine cu o anumită cantitate de vitamine și minerale, care evident sunt esențiale pentru funcționarea corpului. Deci ne uităm și vedem totul în ansamblu.
Și asta spun, lucrurile nu trebuie să fie foarte, foarte complicate. Ok, bei un latte cu sos de dovleac sau de bostan sau mai știu eu ce, de 1000 de calorii, poți să renunți la el. Automat te-ai rezolvat cu acel deficit caloric, da? Mănânci o felie de pizza în fiecare zi, ok, poți să renunți la ea. Din nou, ai scăzut și acolo câteva sute de calorii. Bei o sticlă de cola pe zi, da, ok, poți să renunți la ea și să o înlocuiești cu apă minerală, de exemplu. Sau măcar o zi, da, o zi nu. La sfârșitul săptămânii când tragi linie, tot pe minus vei fi și tot așa. Există un concept în limba engleză, din nou, care se numește addition by subtraction. Adică adaugi prin a scoate ceva. Și foarte, foarte simplu, ok. Hai să vedem ca la contabil. Unde s-au dus caloriile pe săptămâna asta? Păi în acel latte, în acea pizza, în acele beri cu prietenii vineri seara, că ne-am obișnuit, nu? Să facem chestia asta, ok, la ce poți renunța? La asta, la asta și la asta. Adică nu trebuie să schimbi tot stilul tău de viață, însă sunt anumite lucruri care cu siguranță te trag în jos. Hai să renunțăm la acele lucruri prima și prima oară. După care, esențial, în special când vine vorba despre longevitate, este antrenamentul, în special antrenamentul cu greutăți. Mai ales la bărbați, deoarece antrenamentul cu greutăți în primul și în primul rând stimulează crearea de nou țesut, de țesut muscular. Deci vorbim la modul cel mai simplu de regenerare. Regenerare până la nivelul celular. Deci efectiv, tu când mergi la sală și ridici greutăți și a nu se confunda cu, nu știu, niște greutăți din acestea colosale, cum există aceste stereotipuri. Mergi de 2-3 ori la sală pe săptămână, 40-45 de minute, cred că oricine poate să facă lucrul ăsta, mai ales că avem câte o sală acum în proximitatea, mai ales la oraș, sunt peste tot. Oricine poate să facă lucrul ăsta. În momentul în care tu lucrezi cu greutăți, creezi un stimul pentru corp, pentru a crea practic masă musculară. Lucrurile sunt foarte, foarte simple și evident, simple, încerc să explic în termeni cât mai ușor de înțeles. Da, să înțeleagă oamenii. Mergi la sală, ridici câteva kilograme, să spunem 50 de kilograme ca și idee, corpul va percepe acest lucru ca un stres. Însă nu vorbim de stres cronic din acela din care nu poți dormi noaptea, este un stres pozitiv, să spunem așa, deoarece corpul tău va spune în momentul ăsta, ok, avem de ridicat greutăți, asta ne duce la sală de 2-3 ori pe săptămână, deci trebuie să creăm aici niște masă musculară ca să putem să ridicăm aceste kilograme și să nu ne accidentăm. Deci corpul funcționează într-un sistem din acesta foarte, foarte simplu, însă trebuie să dăm și noi o mână de ajutor. Corect. Cum a spus Sylvester Stallone, cred că într-una din postările lui, ceea ce ia timpul, trebuie să adăugăm noi cu mâna noastră. Da. Și așa este, că timpul oarecum nu ne iartă pe nimeni, știi? Dar odată cu trecerea timpului putem face niște îmbunătățiri care să oarecum încetinească procesul ăsta. Pentru exemplu pe care l-ai dat tu, dar așa grosomodo, bărbatul la 30-35 de ani, cel care vrea să slăbească, care sunt caloriile lui pe o zi? Din care plus sau minus? Că acum sunt cazuri și cazuri. Evident. Deci, așa să luăm general. Ca și idee, avem acest metabolism, care spun oamenii că am metabolismul mai încet sau am metabolismul mai rapid. În realitate, metabolismul este un cuvânt care cuprinde practic toate procesele metabolice ale corpului uman. Noi ne referim strict la numărul de calorii, în general când spunem de arderi, de metabolism și așa mai departe. Acest metabolism, aceste arderi calorice totale sunt împărțite în 4. Și o să simplific pentru toată lumea, avem prima parte, care este de fapt cea mai mare, adică unde se duc majoritatea din calorii, ce se numește rată metabolică de bază sau bazală. De aceste calorii corpul tău are nevoie, indiferent că dormi, indiferent că nu dormi, indiferent că te miști sau nu, pentru funcțiile de bază. Inima să bată, creierul să funcționeze, sistemul digestiv și așa mai departe. Caloriile undeva la 60-70% din total caloric se vor duce aici. Bun. Deci acest factor este aproape imposibil de influențat. Deoarece aceste calorii le vei arde indiferent de ceea ce faci tu. Bun. După care avem a doua categorie care se cheamă efectul termic al digestiei. Adică
numărul de calorii pe care corpul tău îl arde pentru a digera mâncarea pe care o mănânci. Bun. Și aici avem cele trei grupuri de macronutrienți, proteine, carbohidrați și grăsimi. Cu cât mănânci mai multă proteină, cu atât corpul tău va arde mai multe calorii pentru a digera această proteină. Deci, ca și idee, un gram de proteină are 4 calorii, din acele 4 calorii însă vor rămâne doar vreo 3. Deoarece unul, ceea ce este relativ semnificativ, adică aproape 25% spre 30% practic se duc doar pe arderea, doar pe metabolizarea proteinei. Și aici când spun proteină, să nu înțeleagă oamenii, nu știu, că trebuie să bei shake-uri din acelea. Proteină, ne referim la surse primare de proteină, carne, ouă, pește și așa mai departe. După care avem a treia categorie și anume activitățile non-exercițiu, adică mers, te ridici de pe canapea, te duci să iei telecomanda, să schimbi pe Eurosport, că vorbisem de Eurosport mai devreme. Astea sunt activități non-exercițiu. Deci, aici este important să fii oarecum activ, adică să mergi, să, nu știu, să parchezi mașina un pic mai departe, să mergi până la supermarket câțiva pași în plus. De aceea se recomandă acei 10.000 de pași zilnic, deoarece acei 10.000 de pași zilnic vor influența acest grup caloric, de activități non-exercițiu, și mai avem pe al patrulea activitățile de tip exercițiu, pe care evident nu toți le facem, adică să efectiv să îți crești acest consum caloric prin exercițiu. Dacă vrei să mergi, este ok, deoarece vei consuma un extra de câteva sute de calorii aici. Dar dacă nu vrei să mergi, trebuie să lucrezi la celelalte două, aș spune eu, deci o nutriție bună și să fii cât mai activ. De asta eu spun tuturor, mai ales dacă ai multe kilograme de dat jos, prima oară fă-ți curățenie în dietă și al doilea lucru, face 10.000 de pași, adică mergi. Deci asta cu 10.000 de pași, știi că sunt 10.000 de legende, că de fapt a fost inventată de un japonez care făcea un ceas și așa mai departe și că de fapt e o prostie, tâcâie, 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 că noi ne luăm pe japonezul ăla. Deci asta este pe bune, da, cu ăsta de 10.000 de pași. Absolut, absolut, absolut. Evident, nu te văd aici cu bersul că tău, sunt, știi? Că sunt 9.000 sau că sunt 15.000, da, are mai puțin pentru important. Că au devenit, iartă-mă, oamenii au devenit bolnavi de treaba asta, fie că și-au pus pe telefon, fie că și-au pus pe ceas. Gata, m-am făcut, ce ai mai și speriat, știi? Am prieteni. Gata, mi-am făcut aia 1.000 de pași azi. Așa este, așa este. Și e bucuros. E oarecum o mică victorie. Adică e bingănelă aici. Eu cred în această strategie a micilor victorii, deoarece odată ce ai creat un momentum, îți este mai ușor să îl păstrezi prin aceste mici victorii. Ok, am mâncat și azi sănătos, am fost și azi la sală, am făcut și azi acei 10.000 de pași. Însă cei mai mulți aplică o oarecare lege a compensației. Ok, am făcut 10.000 de pași, merg la KFC și anulez ușor. Și nu numai că îi anulez pentru tot restul săptămânii, știi? Deci, nu, lucrurile nu funcționează așa. Deci, noi nu trebuie să ne pedepsim oarecum, deoarece mai e și cealaltă latură care azi, ca și idee, mă duc la un grătar, mănânc 5.000 de calorii, și după aia mâine nu mai mănânc nimic, în speranța că o să ard tot ce am mâncat. Lucrurile nu funcționează așa. Lucrurile funcționează în regim de consecvență. Și lucrurile trebuie să fie, și progresul trebuie să fie liniar. Deoarece dacă facem așa sus, jos, sus, jos, nu vom ajunge nicăieri. Se va crea, într-adevăr, o lege a compensației, dar de cele mai multe ori în jos. Bun, plus sau minus cât trebuie să fie? 2000? Plus sau minus... un minim de 2000. La un bărbat, să spunem, undeva la 70 de kg, 65 de kg, un minim de 2000, și evident cu cât acel bărbat, acel individ are mai multe kilograme, evident, și această rata metabolică va fi mai mare, spre 3000, poate chiar și 3000 plus. Cât trebuie să luăm din ea pentru a slăbi? Eu recomand de cele mai multe ori, mai ales la început, undeva între 10 și 20%. La 20%, da, ca să nu ne ducem nici în extremă. Ca să nu te duci în extremă, deoarece dacă te duci în extremă, nu va fi sustenabil. Deoarece un aspect care este mai presus de orice operațiune matematică, deficit caloric, surplus caloric, este controlul apetitului. Deoarece de cele mai multe ori oamenii dau greș în a-și atinge obiectivele, deoarece apetitul lor este unul de necontrolat.
din mai multe puncte de vedere. Cum ai spus și tu, un deficit din acesta prea drastic, unde după 2, 3, 4 săptămâni, evident, corpul nu mai rezistă și se creează fel de fel de cascade din acestea, de cele mai multe ori emoționale, și mănânci pe fond emoțional, și mai este factorul de stres, care din nou duce în același cerc oarecum vicios, unde există acest mâncat de tip compulsiv, mâncat emoțional. Ești supărat? Mănânci. Ești bucuros? Mănânci. Ești și mai bucuros? Mai și bei câteva beri pe lângă ceea ce mănânci. De asta consider că este foarte important și din nou de la ceea ce vorbeam înainte de a intra în emisie, să nu ai în proximitatea ta astfel de tentații. Deoarece tu dacă ai, nu știu, mere, pere, împanere și două banane și două kiwi în casă, chiar dacă ai un stres, tot ceea ce poți să mănânci sunt acele mere, știi, care nu vor face mare dezastru acum. Dar dacă tu ai dulapurile pline cu chipsuri, cu ciocolată, ai trei pizza congelate în congelator și mai ai și Glovo pe speed dial, lucrurile evident vor lua razna foarte, foarte repede, deoarece omul și noi ca indivizi suntem oarecum, avem acest, obiceiurile oarecum se lipesc de noi foarte, foarte repede. Adică tu dacă de 2-3 ori ești supărat și de acele 2-3 ori ai făcut același lucru, adică ai mâncat ceva care nu ar fi trebuit să mănânci, ai băut două beri de supărare și ai fumat și jumătate de pachet de țigări, cel mai probabil acesta va deveni cu timpul un obicei. Bun, Cosmin, dar eu înțeleg lucrurile astea, le accept, da, îmi dau seama că trebuie să fac o schimbare, dar mă lovesc de tot felul de chestiuni din astea, de genul, mamă, trebuie să mă uit pe spatele cutiei, deci dacă acolo sunt 385 de calorii la 100 de grame și eu am mâncat 80, păi trebuie să fac regulat de 3 simple de săptămână. Până la, eu am înțeles treaba asta, adică, domnule, am 3000 de calorii, eu ca să slăbesc trebuie la 2600, să zicem. Corect. Înnebunesc până le adun pe alea și atunci am nevoie de ajutorul unui specialist. Aici o zi, două fac, a apărut tot felul de din ăla scane, nu poți să trăiesc viața ca un roboțel, adică noi acum am băut apă, bun, asta să zicem că e asta, dar dacă beam apă cu întuneric, cum îi zic, eu începeam să calculez, mamă, un pahar, la un moment dat tu iei razna. Așa este. Când te așezi la masă, la spune un piure și tu începi să zici, mamă, deci cât e o mână de piure înmulțit cu, nu poți să faci asta, n-ai cum. Dar am acceptat și am înțeles că trebuie să reduc numărul de calorii, consumul, că altfel n-am cum. Așa este. Și atunci, bun, am făcut regula, domnule, mi-a zis Cosmin că eu am nevoie de 3000, perfect. 20% înseamnă 300 și cu încă 300, 600. Hai să ajung pe la 2500, să zic, nu? De unde le scade? Cum trebuie să vin la tine, adică trebuie să vin la un specialist ca să-mi faci calea mai ușoară, înțelegi ce zic? Așa stau eu cu un telefon și cu un ceas, dar Cosmin, căpiez la fiecare masă. 100%, 100%. Adică oarecum ai întrebat, ai pus o întrebare, ai și răspuns în același timp de asta. Adică într-un mod foarte, foarte bine făcut. Este total nesustenabil să stai cu aplicațiile după tine și cu cântarul. Acum și există 15.000 de aplicații. Și cu cât mai multe, cu atât mai rău. Din nou ne întoarcem la acel concept de paralysis by analysis. De aceea consider că este important să lucrezi cu un specialist. Bun. Deoarece acel specialist ce va face în primul și în primul rând? Va scoate ghicitul și supraanaliza din ecuație. Adică tu nu trebuie să te mai gândești câte calorii are acel pahar cu cola sau așa, deoarece acel specialist îți va oferi un plan structurat, bine pus la punct, cu un timeline din acesta, ok, începem pe 1 iunie, la 1 septembrie am ajuns la acest obiectiv și așa mai departe. Și tu știi acum exact ceea ce ai de făcut. Ei, aici vorbim din nou, asta e partea tehnico-tactică pe care trebuie să se plieze partea de coaching. Adică tu de la 1 iunie și până la 1 septembrie, tu trebuie să educi acea persoană astfel încât la 1 septembrie când termină să știe cum să aplice acele lucruri fără să mai fie nevoie să pună carnea pe cântar, lingura de orez și așa mai departe. Și de cele mai multe ori tu dacă ești îndeajuns de disciplinat, nu știu, 10, 12, 16 săptămâni, îți garantez 100% că le vei ști pe din afară și din ochi. De cele mai multe ori garantat 100%, pentru că nu e acum fizică cuantică. O casterolă de, nu știu, de pui are 500 de grame, știi. Da, clar, și sunt mari, scrie exact. Mare. Când faci pui... și tu o reglă minimă de 3 simple, dacă am cadrul jumate. Exact, sau exact, dacă... pentru că
nu știu, 12 săptămâni, 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, un an de zile, este o durată îndeajuns de lungă pentru oricine să învețe niște reguli de bază, după care să se ghideze mai apoi. Bun, dar tu iartă-mă, trebuie să-mi dai mie ceva omenesc, în sensul absolut. Că tu trebuie să te mulezi pe ceea ce, nu? Că așa degeaba, eu le-am spus și mulți dintre cei care ne privesc poate râd, băi, cu avocado și cu aia. Tu dacă îmi dai avocado să mă duc eu acasă, mi-l fac cu usturoi sau cu astea, nu mi iese și nici nu mi-l fac. Absolut. Dar dacă tu îmi dai ceva omenesc, să-l mănânce un muritor pe care pot să mi-l prepar civilizat sau chiar să-l și cumpăr, exact, nu? Exact, atunci zic, tată, ăsta e nutriționistul meu. În momentul în care mă duc și începe, deci fiți atenți, aveți un deficit, o să-l, gata, și a început să vorbească, am plecat. Un steag roșu, mă rog, am plecat. Flag, cum da. Se spune, din start, când cineva începe să folosească niște termeni din aceștia mega pompoși, tată, întreabă-mă, zice, îți dai, seama, îți dai seama din start că acolo ceva este în neregulă. Deoarece eu sunt de părere și cu toate că am studiat atât, vocabularul meu nu trebuie să fie ca pentru alți specialiști. Vocabularul meu trebuie pe limba să fie mea. Exact pe limba clientului sau potențialului client sau persoane care pur și simplu vrea să înveți ceva în momentul în care își pierde un minut, eu două, vin trei, la cinci. Tine chitit, în sensul că nu mai trebuie să tu să mă încerci să mă faci pe mine să accept. Eu am înțeles că trebuie să slăbesc, că mi-e frică de sănătate, că am o problemă estetică, mă duc la mare, că nu contează, am acceptat. Bă, ceva nu fac bine, am azi la 35-40, mai vorbim de noi de 48 de ani, bun, când deja te gândești la sănătate mai mult decât la aspectul estetic, nu? Acolo-i. Bun, dar asta am acceptat. Și eu atunci zic, bă, de unde o apuc? Exact. Nu mai trebuie să mă fezandez, că eu sunt fezandat că am nevoie de o schimbare. Da. Vin la tine. Vin la tine și tu ce faci? Mă întreb de stil de viață. Absolut. De... Absolut. Pentru că, exact cum ai spus și tu, fiecare om cu... degeaba nu poți să aplici pe unul care muncește muncă fizică cu unul care stă 12 ore cu fundul la birou. 100%, 100%. Și spun exact practica mea cu fiecare persoană cu care lucrez. Primul lucru, evident, va fi o convorbire. O convorbire unul la unul în care eu trebuie să extrag cât mai multe informații despre acea persoană. Și când zic informații, nu mă refer la, nu știu, ani, vârstă, greutate. Astea sunt chestii care oricum din start trebuie să aplicate. Aici ne referim în primul rând la job, viață de familie, nivel de stres, nivel de activitate fizică, deoarece o persoană care lucrează în construcții nu va putea avea aceeași nutriție cu o persoană care lucrează la birou, chiar dacă poate trebuie să piardă amândoi 20 de kilograme. Evident, consumul caloric a celor care lucrează în construcții va fi cu mult mai mare decât celălalt. Și așa mai departe, în momentul în care am un bagaj de informații îndeajuns de mare despre necesitățile acestei persoane, abia atunci merg și pun totul pe hârtie. Bun, mă întreb după aia de mâncare, de concret, nu? Absolut. Că degeaba alergii vrei tu alimentare. Să-mi dai curcan, dacă mie n-am mâncat curcan în viața mea, exact. Plec de la tine, da, mi-a dat, ok, și eu trebuie să slăbesc în 6 luni cu curcanul lui? Exact, exact. În primul rând, alimentele preferate sau mai și mai important, alimente cărora sau alimente pe care nu ne place să le consumăm. Deci, cu cât refuzi să mănânci un aliment, cu atât îți va fi mai greu și mai nesustenabil în momentul în care ai acel aliment în planul tău alimentar. Cum ai spus, dacă ție nu-ți place curcanul și ai curcan de 5 ori pe săptămână, din alea 5 ori, maxim o dată, dacă o să mănânci. Mai ucis. Exact. Ca și idee, am avut un client care lucrase cu altcineva și care era alergic la nuci. Și persoana cu care lucrase îi dăduse nuci în programul alimentar. Deci, vorbim niște chestii din acestea banal, adică ușor de evitat, bine, dacă eu ți-am zis să alergi. Doar o întrebare trebuie să pui, ai alergie alimentare? Mine, da. Și eu zic da la ce? Nu? La lapte, nu îți dau niciodată. Exact, exact. Și om avea la nuci și mă bucurești de mâncat la nuci rău și migdale, mi s-a făcut rău și mă rog, știi că la orice tip din acesta, ori alergie, ori inflamație, te umfli, reții apă, adică ceva e în regulă. Ia pace cu nutriționistul din tine. Exact, ceva e în regulă și evident. Și din astfel de motive, oarecum, în ziua de azi, oamenii sunt reticenți. Corect, ai dreptate. Oamenii sunt reticenți, deoarece... Da.
Din nou ne întoarcem la cei mulți șarlatani. Și am umblat pe Facebook și am făcut atingere la un nutriționist. Începând din momentul ăla o să-mi dea 10 nutriționiști. Da, da. Și da, nu da. Unul. Și toți se bombardează cu același... Mamă, și o să zic că am înnebunit. Nu mai știi unde, cum. Unul e cu prafuri, unul e doar cu fasting. Unul e cu fasting, foarte mult cu fasting. Acum e fast, toată lumea face fasting acum, cu oricine vorbești. Am observat un trend. Cam ce era în trend acum 6-7 ani în vest, în special în Statele Unite, astăzi este și la noi. Asta cu fasting-ul mi-aduc aminte undeva până în 2017. Era o frenezie în Statele Unite cu fasting-ul. A, deci de la ei e. Toată lumea făcea fasting, erau niște actori care la fel ziceau că fac fasting. Dacă oamenii să înțeleagă, fasting-ul ăsta e mănânc acum și nu mai mănânc 10 ore sau 12 ore, ce presupune el exact? Sunt mai multe tipuri de fasting. Pe românește post. Bun. Pe românește post. Fără adică să fii neapărat adică în post. Da. Nu mănânci fără să fii în post religios. Da. Deci, există prima abordare care se cheamă 16:8. Adică 16 ore din zi nu mănânci, 8 ore mănânci. Și sunt adepții și fanaticii acestui tip de fasting sau fasting intermitent care spun că tu dacă mănânci doar în 8 ore, adică să zicem că mănânci astăzi la 6 și nu mai mănânci până mâine la, nu știu, 16 ore, cât? Bun. La 10. Și oamenii cred că făcând acest lucru în orele alea în care tu nu mănânci, corpul va arde grăsime și vei slăbi. Însă lucrurile nu funcționează în felul acesta, pentru că tu poți să faci fasting-ul acesta de 16 ore, că dacă în alea 8 ore te duci și mănânci o pizza și mai mănânci nu mai știu ce, l-ai ținut degeaba. Te întoarcem înapoi la acel calcul matematic. Bași mai mult, pui și pe dreapta un pic, știi? Ai în cazul ăsta și pe dreapta și pe stânga. Exact. Și mai e abordare și de aici, practic, devine din ce în ce mai extrem. După aia mai sunt adepții fastingului de 24 de ore, adică nu mănânci nimic toată ziua. Din nou, dacă tu nu mănânci nimic azi toată ziua, iar mâine, poimene și tot restul săptămânii compensezi, din nou nu vei rezolva nimic. Deoarece mănânci mai mult, îți acoperi și ce nu ai mâncat. Și de aici trendul începe să tindă să devină din ce în ce mai periculos cu fasting din acesta de 7 zile, de nu știu câte zile, în care sunt oameni care efectiv leșină pentru că au fel de fel de afecțiuni. Dar-s bucuroși că n-au mâncat. Acum, hai să facem și în foarte multe dintre clipurile pe care le postez, încerc să iau lucrurile pas cu pas și să explic pe înțelesul tuturor. Un kilogram de grăsime corporală are 7700 de calorii. Simplu, da? Dacă tu ai o rată metabolică, să spunem, de 2500... Ia-mă încet, 7700. De calorii. Bun, un kilogram, perfect. De grăsime, adică da, te apuci așa cu mâna la... Corect, așa, eu că poți să le pe mine, deci ai nu... un kil. Ăla e un kil. Pentru toată lumea, adică ca să și simtă palpa. Perfect, 7700. 7700, bun, da. Ține minte. Deci, să zicem că tu ții un fasting de 3 zile, să spunem, da? De luni până miercuri. Nu mănânci luni, nu mănânci miercuri, nu mănânci nici marți, că am sări marți. Bun. Da? Ai o rată metabolică, adică să zicem că ai consumat undeva la 2500 de calorii. Nu mănânc nimic. Nu mănânci nimic. Deci doar astea caloriile astea, să zicem că provin. Să zicem că provin toate din grăsime. Însă nu provin toate din grăsime, mai provin și din ceva masă musculară, deoarece corpul intră într-o stare din asta mai de degradare. Ai făcut în felul următor. 2500 azi, 2500 mâine, 2500 miercuri. Ai pierdut un kilogram. Un kilogram, dacă mă întreb pe mine, nu e cine știe ce. Pe partea asta la altă, tu în cât poți să mă ajut să-l pierd? Pe partea asta la altă, însemnând partea naturală, normală. Pe partea naturală poți pierde. Adică ca la carte. Undeva între 7 zile și 8 zile fără probleme. Adică fără nicio restricție din aceasta absurdă. Deoarece tu dacă nu mănânci 3 zile, automat în a patra zi vor exista niște... Te dai cu capul de pereză, exact, exact. Românește. Și ok, ai pierdut poate un kilogram. Mai există și ceva retenție de apă și așa mai departe. Însă tu nu ai rezolvat problema. Problema sau problemele stau în comportamentul tău nutrițional, în stilul tău de viață. Deoarece tu dacă încă mai continui să mănânci pizza, să mănânci alimente din acestea, deoarece evident poți mânca în moderație, însă sunt foarte multe persoane care nu sunt pregătite pentru moderație. Sunt persoane care efectiv funcționează tăind totul tot la zero. Tot tu îmi dai moderația asta? Tot tu mi-o dai? Absolut.
Absolut, dacă... Pentru că eu când iau pe ea o palmă, păi Ghiță Mureșan are palma da, atât, exagerăm exact. Acum un pic, sau sunt eu am palma mică, sau un basketbalist are palma mai mare, sau un voleibalist. Metoda și atunci, înnebunesc cu astea, cu, știi cum e bucătarul și cât se pune? După gust. După gust. Păi gustul tău de bucătar e ăla șmecher, că știi exact, eu dacă iau și pun după gust, am sărat toate, nu mai mănânci. Sare, da, mai nu sare, mai mănânci, mai știi, sare, după da. Gust. Zim, 300 de grame, 50 sau nu știu. Așa este, așa este. Adică tu bănuiesc că la început trebuie să-mi dai mie niște chestiuni extrem de concrete. Concrete, nu? Totul stă nu pe merge, concrete. Băi, Cătăline, nu, să... Nu. Și spun și de ce. Din punct de vedere, în primul rând, psihologic, oamenii vor tinde întotdeauna să obțină anumite avantaje, să spunem așa, când vine vorba de moderație. Ok, mi-a spus după gust, cum ai spus și tu, pun un pumn de sare. Da, că e după gustul gust. Meu. Mi-a spus să am o felie de pizza, ok, mă duc și iau așa o felie da. De pizza. Mi-a spus să mănâncă și tu o masă cu familia. Cât? Așa. Păi așa, mă... așa mănânc. Deci, de asta spun, anumite persoane nu sunt pregătite pentru moderație, deoarece la da. Început tu trebuie da. Să creezi acel nivel de disciplină care mai apoi, după ce ți-ai îndeplinit obiectivul, să fii îndeajuns de puternic, mental vorbind, încât într-adevăr să fie o moderație corect, și să iei doar o felie. Asta e cea mai mare problemă. Când pun mâna, să zic, băi, stai, am mai mâncat una. Exact, exact. De ce mă duc în două sau în trei? 100%, 100%. Și am să spun o chestie. În momentul în care cineva abia a început, o săptămână, două, trei, o dietă, a slăbit câteva kilograme, să spunem așa, va exista tendința să se recompenseze. Și da. Aici, din nou, e problema că multe persoane nu sunt pregătite pentru acea moderație și oferă-le acestor persoane o pizza întreagă și oferă acest exemplu de pizza, deoarece e foarte vizual, și spune-le să ia doar o felie. Îți garantez că 9 din 10 nu se vor putea abține la doar o felie. Pentru că acele persoane nu sunt încă pregătite pentru moderație, ei nu au schimbat încă stilul de viață. E deci doar... asta e, să schimbi stilul de viață, nu să absolut. Respecti două luni niște reguli. Absolut. Acele două luni sau trei luni te vor ajuta să creezi un momentum. Mai apoi, schimbarea stilului de viață va păstra acel momentum, practic keep on going, cum se spune, deoarece dacă tu aplici și să zicem că există această discuție în care foarte multe persoane spun că acest tip de programe scurte, 10 săptămâni, 8 săptămâni, fac mai mult rău decât bine. Însă, în realitate, pot face foarte mult bine dacă sunt făcute cum trebuie. Deoarece, să spunem, o dietă pe care tu o ții timp de 12 săptămâni, pierzi anumite kilograme, însă tu în aceste 12 săptămâni tu ai învățat niște tactici pe care le poți aplica mai apoi. Însă cele mai multe persoane se opresc la cele 12 săptămâni, după care revin înapoi în punctul A de unde au plecat și își reiau stilul lor vechi de viață, care practic îi vor aduce în aceeași situație. Deci practica ne omoară, să spunem așa, din păcate. Deci ceea ce trebuie noi să reținem este că aici discutăm despre o schimbare a stilului de viață. Absolut. Pentru că asta auzim tot timpul, poate să sune a șablona, limbă de lemn, dar ăsta e cel mai important lucru. Nu faptul că eu slăbesc 3 luni nu. Sau în 3 nu, luni. Nu, absolut. Da? Ce este cauzat de stilul de viață poate fi schimbat doar printr-un stil de viață. Deci degeaba tu ai făcut o operație din aceea... de micșorare de stomac, dacă stilul tău de viață este la fel, mai apoi. Îmi bat joc de mine. Exact, exact. Și cel mai probabil va veni la pachet cu foarte, foarte multe probleme, o miriadă de probleme. Practic nu intrăm în aceste detalii. Deci, prima oară trebuie aici lucrat. Din punct de vedere al stilului de viață, vezi exact ce trebuie să elimini, ca la oameni. Sunt anumiți oameni mai buni și mai răi în jurul nostru, evident, e de datoria ta să conștientizezi care sunt acolo și-ți vor binele și care nu. Și evident să elimini. Bun, mă ajut și tu. Eu am unele chestiuni pe care le știu clar că sucurile nu astea procesate, absolut. Alimentele procesate, adică n-ai ce să încerci să mă convinzi, că aici e clar. Mă ajut tu să le dăm. Întrebarea este, dacă cu sinceritate răspunsul te rog, mă ajuți și cu niște alimente de muritor? Absolut. Bun. Absolut. Deci îmi dai pe baza discuției cu mine
Dom'le, nu-mi place aia, îmi place aia, pot să mănânc aia, nu-s alergic la nimic, tu îmi dai toate mesele sau cum, ce-mi faci tu? Absolut toate mesele. De luni până duminică, tu trebuie doar să... Am grijă pui să farfurie și să mănânci. Să ești adeptul și a chestiunilor cumpărate? Adică, domnule, eu nu pot să-mi fac astea ce mi-ai dat tu. Am o firmă, nu contează catering care, că de... acum au apărut, exact, care fac treaba asta. Bifez acolo, vreau să, că ai văzut, că e, vreau să pierd calorii, absolut, să slăbesc, să nu știu ce, și omul îmi trimite. Dar îmi trimite, nu poate să-mi trimită pe ceea ce mi-ai făcut tu, nu? Cred că poate să-ți trimite și pe ceea ce ți-am făcut eu, deoarece cel mai multe sunt... customized, cum se spune. Bun. Asta este prima componentă. Dar mă înveți și cu sucuri, cu apă, absolut, cu așa mai departe. Absolut. Ailaltă la fel de importantă este sportul, nu? Sportul. Fizicul. Cât este? O împărțim jumătate-jumătate sau cum? Sau mai sunt și altceva, alți factori? Nu știu, somnul, odihnă? Absolut, absolut. Și nu sunt adeptul împărțirii în procente, ce e mai important, X sau Y, deoarece ambele sunt la fel de importante în felul lor, deoarece... Una, iartă-mă, una fără alta se poate, cum zic, domne, numai din... Mie nu-mi place sportul, Cosmin. Una se poate, da. Știi? Deci poți? Poți. Dar mai greu, probabil, nu? Sau... Adică să spun, nu mă pune să alerg, eu am genunchii paradiți, nu știu, habar n-am cu ce idei, am probleme cu inima și nu pot. Bineînțeles, bineînțeles. Și atunci trebuie să mă rezolvi în ghilimele dietă, doar 100%, din dietă. Dietă 100% și evident aici vor interveni acei 10.000 de pași, dacă poți să-i faci. Adică să fii... Bun. Dar dacă pot partea activ asta fizică, mă ajută mult mai mult, e clar. Absolut, absolut. Perfect. Deoarece partea fizică, în special antrenamentul cu greutăți, cum am mai spus, va accelera acea regenerare celulară, va crea practic, va crea un stimul, o necesitate pentru țesut muscular. Bun. Deci din start, în momentul în care tu crești cantitatea de țesut muscular și crești masă musculară și din nou aici nu vreau să existe acea confuzie și acele stereotipuri că trebuie să arăți ca nu știu ce culturist, că acolo vorbim de alte aspecte și de ordin farmaceutic și așa mai departe. Dar orice persoană ar trebui și s-ar simți extraordinar în momentul în care ar da niște kilograme de grăsime jos și ar pune niște kilograme de masă musculară în același timp, deoarece acest lucru va fi, în primul rând, benefic și din punct de vedere articular. Foarte multe dintre dureri, da, foarte multe dintre de ordin inflamator, de asemenea, se vor risipi. Și, din nou, somnul este critic, deoarece somnul poate să facă diferența în momentul în care tu intri la o dietă, da? Intri la dietă și chiar am citit recent un studiu în care erau două grupuri de persoane, dietele echivalate, grupul A, grupul B. Timp de 12 săptămâni, dacă nu mă înșel, deci același număr de calorii grupul A, același număr de calorii grupul B. Ambele grupuri făceau același volum de activitate fizică, însă diferența a constat în faptul că grupul A a dormit 8 ore pe noapte, grupul B a dormit 5 ore și jumătate pe noapte, deci cu un 2 ore jumate mai puțin. La sfârșitul acestor 12 săptămâni, ambele grupuri au pierdut aceeași cantitate de greutate și anume 3 kg. Cu diferența că grupul care a dormit 8 ore a pierdut 2.5 kg de grăsime corporală și doar 0.5 kg de masă musculară, pe când celălalt grup a pierdut aproape invers a fost, unde aproape 2 kg au fost de masă musculară și doar aproximativ 1 kg de grăsime corporală. Deci avem același volum de efort fizic, aceeași dietă, însă somnul practic face diferența între ce fel de țesut pierdem. Pierdem masă musculară sau pierdem grăsime corporală? Pentru că dacă pierzi masă musculară, mai bine nu pierzi deloc. Da. Și cum reușești să mă schimbi? Adică eu vin și îți spun, Cosmin, n-am ce să fac, eu atât dorm. Astea sunt, trebuie să-mi schimb și stilul de viață cu totul, adică prin stil de viață ne însemnă numai ce mănânc și ce alerg și astea. Pentru că eu vin și spun, domnule, mă culc la 11-12 noaptea și mă trezesc la 5 și 10. N-am cum altfel. Politica pașilor mărunți. Sunt anumite tehnici pe care le poți implementa. În momentul în care lucrezi cu cineva care are astfel de probleme de somn, primul lucru îi voi îndemna oarecum,
pentru câteva zile la început să se trezească la o oră foarte, foarte matinală. Ca și exemplu, 4 dimineața. Chiar dacă ai dormit la 12 noapte. În prima zi îți va fi dificil. Vei fi obosit toată ziua. Foarte important să nu mergi să te culci, nu știu, după amiază dacă ți-e somn. Nu. Stai. Să reziști. Și îți garantez, când vine seara, deja o să ți se facă somn ceva mai devreme. Am înțeles. Și dacă faci, și asta spun, cred că rata de succes undeva 9 din 10 cazuri cu clienți cu care am aplicat acest lucru. Păi, da, dacă omul are programul ăla? Păi are programul ăla. Acum câți oameni au acest trebuie program? Trebuie să facă și el un efort, nu? Sau... Exact. Și acum, realistic vorbind, ce facem până la 12 noapte, până la 1? De cel mai multe ori stăm pe telefon, ori stăm la televizor. De foarte multe ori. Da. Evident. Foarte multe... Tu știu cum gândești, că spui, domne, 3 luni, n-ai cum să ai treabă 3 luni non-stop până la 1 noapte. Că o seară, că așa, da. Dar la modul constant. Corect. La modul constant, evident, există anumite situații pe care le poți îmbunătăți. Cu siguranță le poți îmbunătăți. La vârsta noastră, vorba ta, cât trebuie să dormim? Aș spune un 7 ore. 7 minim ore. 7 ore. Minim 7 ore, deoarece cu cât înaintăm în vârstă, somnul devine din ce în ce mai important. Ăla de prânz se pune, ne ajută în vreun fel sau ăla nu există? Ajută. Da. Poți să le adun? Nu. Poți să le adun. Adică poți 5 cu 2 să fac 7? Poți face lucrul acesta dacă doar asta e soluția. Am înțeles. Să spunem, nu știu, lucrezi în schimbul 3. Nu ești de acord cu ea sau nu e de... Dacă doar asta este singura soluție, e ok, deoarece acel somn de prânz, power nap sau cum ar fi el, poate avea un efect regenerativ foarte, foarte puternic. Bun. Am vorbit de nutriție, am vorbit de somn. Rămâne partea importantă acum, cu fizicul. Cu fizicul. Partea cu fizicul... Vin la tine și spun, nu am timp. Și tu spui, păi da, oricum faci acasă. Corect. Nu? Corect. Bun, adică economisești mult, hai să fim sinceri. În concepția poporului român, ideea de făcut sport acasă nu există. Sau nu exista până acum câțiva ani când a apărut COVID-ul, corect? Greșesc? Dom'le, mergem la sală. Era de socializare, de agățat, de mers cu prietenii, social. De fenomenul social, XXX, de făcut poze, nu prea erau, dar bun, se mergea la, haide bă, la sală. Ha, mă, că mergem. Mai pierdem vreme acolo, mergem, mai vorbim. Bun. Mai... A venit COVID-ul și au apărut... obligat cum ar veni, exercițiile fizice făcute acasă, online. Absolut. Bun. Absolut. Aici intervii iarăși tu, da? Mi-ai dat dietă, m-ai pus pe drum, eu o respect, că îmi dau seama, și zic, domnule, vreau să fiu ajutat să merg un pic mai repede și de sport. Și de sport. Ce faci tu atunci sau ce fac eu? Păi, în primul și în primul rând, evident, ne uităm la un istoric din acesta. Bun. De accidentări, operații și așa mai departe. Lucruri... Genunchi, buliți, paradis, exact, glezne. Exact, lucruri care ar putea influența într-un mod sau altul. Dacă am genunchi paradis, nu-mi dai să săr 100 de bucăți. Exact, e clar exact, că... exact. Și de aici, evident, mergem înainte, poți merge la sală, nu poți merge la sală, vrei să faci acasă, nu vrei să faci acasă și așa mai departe. Dacă avem o persoană supraponderală la ordinul 30, 40, 50 de kilograme în plus, un efort din acesta fizic de tipul alergat sau chestii care sunt de un mare impact din punct de vedere articular, din start sunt excluse. Bun. Deci cu astfel de persoane, în primul și în primul rând, partea de dietă va fi cea care va face cea mai mare diferență. Dacă sunt posibile 2-3 vizite la sală, ar fi perfect. Dacă nu, evident, vom implementa un regiment de antrenamente acasă. Este foarte, foarte simplu, deoarece trebuie să înțelegem un lucru. Tu, dacă nu ai făcut sport absolut deloc, iar de azi începi să faci sport, indiferent că vorbim de 10 minute, acele 10 minute sunt în plus față de ceea ce ai făcut ieri. Peste zero, exact, orice exact, e în plus. Adică un stimul va exista 100%, deoarece există acest concept de progressive overload, cum se cheamă, de încărcare progresivă. Adică tu, de la 0, acum ești la 1. Nu trebuie să sari direct la 10. Că dacă sari direct la 10, nu mai lași loc de progres. Peste o lună, de exemplu, ce faci? Vei regresa. Da. Și tot așa. Ok, ce putem face? Putem face 10 flotări? Da. Hai să facem 10 flotări. Putem face 10 genuflexiuni cu greutatea corpului? Da. Hai să le facem și pe alea. Și pe măsură ce trec zilele, cu ajutorul dietei, evident, kilogramele scad, vei vedea o îmbunătățire extrem de rapidă pe partea aceasta de antrenament. Extrem, extrem de rapidă, mai ales dacă nu ai făcut nimic până atunci. Evident, când faci antrenament
și evident există deja un stimul, mai apoi lucrurile trebuie un pic de sare și piper, să spunem așa, știi? Dar de cele mai multe ori când nu ai făcut niciun fel de antrenament, niciun fel de efort fizic, ești complet sedentar, chiar și cel mai mic mod de, și cel mai poate superficial, în ghilimele evident, mod de a te antrena, va avea niște efecte foarte, foarte importante. Tu ce-mi dai? Adică, normal că nu poți să dezvălui că e treaba ta, dar așa, tot așa, grosomodo, ce-mi dai să fac acasă? Sau cum? Cu ce lucrez eu? Că acasă, domnule, eu nu am posibilitatea să alerg sau să n-am eliptică, n-am nimic. E numai cu greutăți? Sau cum? Dacă ai posibilitatea să-ți achiziționezi, nu știu, niște aparatură din aceasta foarte rudimentară, să spunem așa. Adică nu ai nevoie de nu știu ce aparate complexe, e ok. Dacă nu, cu greutatea corpului. Atât? Genuflexiuni, flotări, și tu cum mi le dai mie pe astea? Eu mă întâlnesc cu tine, mi le trimiți? Nu, tot la fel. Ți le trimit ca și dieta. Și eu, dacă am întrebări, te întreb, nu? 100%, că nu știu ce înseamnă crunches sau nu știu, habar n-am. 100% suport video va exista întotdeauna și un lucru pe care eu pun un foarte mare preț este partea de comunicare. Deci partea de comunicare eu dintre noi doi. Eu mă înregistrez și trimiți sau tu ai încredere în mine că... Dacă e nevoie, evident. Deoarece putem face niște ajustări. Băi, nu le faci bine. Degeaba faci tu 40 că nu le faci bine. Exact. De cele mai multe ori cu persoanele care sunt total la început, va exista întotdeauna și o librărie video din aceasta va veni odată cu programul. Dar de cele mai multe ori, cel puțin cu clienții cu care am lucrat până acum, a existat o oarece doză de activitate fizică și înainte. Adică n-ai avut pe cineva zero total. Ba da, dar cu toții, poate și faptul că am făcut oarecum, nu știu, educație fizică la școală, adică cu toții oarecum știm să facem o genuflexiune. Adică corpul și-a adus aminte de ceva ce a mai făcut acum exact. 20 adică de ani. Rare cazurile în care cineva efectiv să nu știe vorba ce ta, aia... Nu știu, poate să nu fac o genuflexiune. Exact. O faci involuntar, nu știu, dar pleci să-i... Îți spârie totul, dar îți spârie tot corpul, dar îți aduce aminte câte, băi, cum încalți sau Exact. Adică lucrurile la început sunt foarte, foarte simple. Sunt adeptul eficienței prin simplitate și sunt adeptul ideii și școlii de gândire de așa natură încât să fie cât mai simplu de urmat. Programul, de orice natură ar fi el, trebuie să fie cât mai simplu de urmat. Mâncărurile trebuie să fie cât mai simplu de gătit. Și așa mai departe. Deoarece cu cât complici mai mult lucrurile, cu atât șansele să ratezi, să spunem așa, sunt mai mari. Ca în orice sport. Bun, am stabilit că la 30-35 de ani trebuie să ne gândim, nu știu, habar n-am, jumate-jumate la sănătate și la cum arătăm, dar la 45-50 încolo începem să ne gândim mai mult la sănătate, nu? La 40-45 de ani și spun chestia asta foarte des, dacă nu ai făcut nimic în această direcție și deja, nu știu, ai 40-45 de ani, aici se va face diferența, deoarece ceea ce faci tu la 40 de ani va dicta cum te simți la 50, cum te vei simți la 50. Pentru că la 50, dacă tu iei acțiune acum la 40, te poți simți ca la 30 sau te poți simți ca la 70. Deoarece de la 35, statistic vorbind în ziua de azi, probabil și mai devreme decât atât, deoarece stilul de viață din ziua de azi și dieta și așa mai departe, de la 30-35 de ani lucrurile încep să o ia la vale. Nivelul de testosteron scade, masa musculară începe să se degradeze și așa mai departe. Deci, la bărbatul modern intervine sedentarismul, intervin factorii de stres, somnul e din ce în ce mai precar, adică se acumulează o serie de factori din aceștia negativi care îți vor influența sănătatea în mod direct, fără ca tu să îți dai seama, deoarece tu crezi că sunt normale. Și nu sunt normale, deoarece te poți simți la 35 de ani, la 40, la 45, la 50, te poți simți ca la 30, poate chiar și mai bine, dacă la 30 n-ai fost într-o formă bună. Lucrurile sunt simple. Ai kilograme în plus, dă-le jos. Pune și ceva masă musculară în singur în nu prea merge, nu? Merge, dar e mai complicat. Și o să spun și de ce. Deoarece, ca în orice skill, dacă vrei să, nu știu, să
înveți să cânți la chitară, poți învăța și de unul singur, sunt fel de fel de platforme și de pe YouTube, probabil, dar cel mai probabil va dura mai mult comparativ cu atunci când te duci și faci, nu știu, 3 ore de meditație cu cineva pe săptămână. Un profesor de muzică. De muzică. De chitară. De chitară în această situație. Adică, oarecum, toți acei ani de experiență pe care acel profesor îi are, tu automat vei avea acces la ei, comparativ cu atunci când trebuie să aduni tu toate datele de unul singur și să le pui în aplicare. E posibil să funcționeze, posibil să nu funcționeze. Însă la bărbați, cum am mai spus, declinul este unul foarte rapid. După 35-40 de ani, kilogramele încep să se adune. Speriere. Slăbi mai ușor ca fetele sau invers? Bine, ele nu prea se îngrașă atât de mult. Acum, evident, exceptând aspectul nașterii, care, mă rog, multe dintre femei trec prin această situație, unde vorbim de o cantitate de greutate extra care este oarecum care mai apoi poate fi mai dificil de dat jos, bărbații pot slăbi mai repede și mai ușor decât femeile. Ești ești de acord cu aplicațiile care au apărut acum? Toate astea de... ele tracking. Da, ele au undeva la 45... spun în propria experiență, deci au undeva la 40-50 de întrebări ca să ajungă la... E clar că e un algoritm acolo, un sistem bun. Dar mă întreabă, vârstă, de câte ori cam, da, să spunem că ceea ce faci și tu, logic, la un nivel mult mai... Că în momentul în care eu îți dau un alt răspuns, eu aici nu am. El mă duce pe întrebările alea prestabilite. Dar mă întreabă dacă am probleme cu genunchii, dacă sunt sedentar, cât fac și așa mai departe și la sfârșit zice, dă-mi un 250 de lei, exact, și trimit eu... Sunt sau pot fi bune ca și punct de start. Ca și punct de start pot fi bune, ca și exemplu, cum ai spus și tu, toate sunt bazate pe algoritm, am și eu acces la, mă rog, la cei cu care am studiat în America, am acces la software-ul lor și știu exact cum funcționează, sunt câțiva zeci de mii de indivizi și cel mai probabil problemele tale sunt asociate cu problemele lui X, Y, Z din același algoritm și vei primi cel mai probabil aceeași soluție, însă pe parcurs vei avea nevoie de ajustări pe care de cele mai multe ori o aplicație, deoarece aplicația nu cunoaște contextul în care tu trăiești zilnic, deoarece nu comunici, corect, cu acea aplicație, cel mai probabil nu le va ști. De asta consider că înlocuirea unui specialist cu o aplicație poate fi nefastă pe termen lung. Pe termen scurt, evident, îți poate da un punct de început. Ca și exemplu, dacă tu mănânci 5.000 de calorii în fiecare zi și trebuie să mănânci doar 3.000, evident, celelalte 2.000 se depun, acea aplicație te va oarecum ghida în direcția celor 3.000 de care tu ai nevoie. Dar pe parcurs, nu știu, poate peste 2 luni, nu mai ai nevoie de 3.000, ai nevoie de 2.500. Acea aplicație probabil nu va ști acest lucru. Bărbații vin la tine doar în cazuri disperate? Nu. Sunt și... Deci nu vin la pe ultima 100 de metri. Nu, absolut nu. Nevoile cele mai mari, să spunem așa, sunt 3-4 la număr. Prima este kilogramele în plus. Bun. Foarte, foarte multe și feedback-ul este întotdeauna același. Am 20, 30, 50 de kilograme în plus, nu am pic de energie, nu am pic de focus mental, mă dor toate. Cam nu o să mă închei nici exact, adică există niște șocuri din acestea, știi, declanșatoare, care există acea zi în care efectiv urci până la etajul 3, gâfâi și spui gata, mi-a ajuns. Și atunci, da, și atunci îți dai seama radical că e ceva nasol, exact, pe românește. S-au acumulat foarte multe și... Tu ai știut până atunci că e din ce în ce mai e, dar până ai nu păsuit. Se întâmplă ceva... Exact. Ai păsuit. Lasă-mă că nu... Exact. Mai există a doua categorie de multe ori de ordin estetic, în care la fel poate exista un factor din acesta declanșator, în care, exemplu recent, am vorbit cu un domn,
după undeva după Paști, trebuie să se ducă la o nuntă și efectiv nu și-a găsit, a mers la nu știu câți croitori și așa mai departe, nu și-a găsit un costum care să vină, părăia toate hainele pe ăla, adică spun ce mi-a spus omul și a zis gata, nu se mai poate așa ceva, m-a săturat. Fă ceva! Fă ceva! Deci avem factorul ăsta estetic în care oamenii vor să arate mai bine, efectiv. Și mai avem de asemenea a treia categorie, factorul de ordin medical. Unde, cum ai spus și tu la început, te duci la doctor și spune doctorul, bă, dacă nu faci o schimbare, e problemă. Exact, știi, hipertensiune. Acolo nu mai glumești. Prediabet, de multe ori toate sunt oarecum înrudite, evident, exceptând factorul genetic. Și la fel, există acest clopoțel care sună și sună foarte tare, dacă nu faci o schimbare, e problemă mare. Deci, cam astea sunt cele trei categorii. Ai avut cazuri grave? Adică de oameni care să vină, nu știu, kilograme însemnând kilograme 200. Plus? Da. 200 de kilograme? Da, 200 de kilograme. 200 de kilograme? A slăbit undeva la 84 de kilograme într-un an. Fără tăia de burtă? Fără tăia de burtă, într-un an de zile. 84 de kilograme. Asta merge, e valabilă cu, păi da, domnule, dar avea și de unde, cum spun bătrânii? Este valabilă. Da. Cu cât adică unul mai greu slăbește de la 80 de kilograme față de unul la 120. Absolut. Cu cât ești mai, cu cât ai mai multe kilograme de pierdut, cu atât vei pierde mai multe kilograme, în special la început. Acum începutul poate însemna, nu știu, 3 luni, 5 luni, 6 luni, depinde de fiecare. Deoarece corpul nu își dorește tot acel exces și în momentul în care tu implementezi niște schimbări, dar trebuie să le faci treptat și încet, încet, că există niște riscuri medicale uriașe, nu? Una e ăla la 80 de kilograme, altă e ăla la 200, absolut, nu? Bănuiesc absolut, la 200 de kilograme, mă rog, trebuie să fii și un pic mai înalt ca să ai 200 de kilograme. Lucrurile la 200 de kilograme, adică să vorbim negru pe alb, beșleau, ești cu un picior în groapă. La propriu. Da. Ești cu un picior în groapă și fiecare seară, nu știu, care pui capul pe pernă, trebuie să te gândești foarte bine și să faci o rugăciune dacă e posibil în somn să ți se petreacă ceva. Adică într-atât de mare este riscul. Și vorbesc, adică evident, nu vreau să sperii pe nimeni. Nu dai foarte dar bine ca oamenii să înțeleagă. Statistic vorbind, exact, statistic vorbind și dacă ne uităm și prin ce a trecut oarecum omenirea în ăștia 2020, 2022, 2023, cu fel de fel de comorbidități asocieri, realizăm că oarecum direcția a fost spre aceeași categorie de persoane din punct de vedere corect a subiectului despre care vorbim. Deci, trebuie să iei o decizie și cu cât amâni mai mult, oamenii consideră că dacă amână, oarecum lucrurile stau pe loc. În realitate nu stau pe loc. Lucrurile devin din ce în ce mai greu de schimbat. Știi? Pentru că îți va fi mult mai ușor să dai 50 de kilograme la 35 de ani comparativ cu 45 de ani. Clar. Infinit mai dificil, deoarece la 45 de ani nu că e sfârșitul, că evident nu e sfârșitul, ferească Dumnezeu, dar există probabil o aglomerare din asta mai mare, mult mai mare în viața ta de foarte multe, din foarte multe aspecte și îți va fi mult mai dificil de comparativ cu atunci când ai 30-35 de ani. Deci de la 200, dacă a slăbit 80 ceva de kilograme, putem crede ceea ce mai vedem noi pe Insta și pe Facebook și pe astea cu timelapse-ul ăla, că domnule, el era efectiv uriaș, da? În decursul unui an, corect? Și după aia, adică el se pozează, știi, sunt alea făcute cu... Se mișcă mâna așa, se mișcă așa și după aia, hop, la sfârșit, nu discutăm de ceea ce rămâne și dacă are nevoie de operație estetică și asta. Noi vorbim doar de kilogramele slăbite, că nu e mai absolut, treaba ta. Absolut, absolut. Deci e reală treaba asta, se poate realiza. 100%, 100%. Și am să spun, vorbim de 52, 54, câte săptămâni într-un an? 54. 54. 53, 54. Acolo. Deci poți slăbi cu cât ești mai mare, să spunem, ai 180 de kg, mai ales la început, efectiv poți da între 1, 2, chiar și 3 kg pe săptămână. Pe săptămână. Fără înfometare. Dar eu trebuie să rămân prieten cu tine toată viața după aia, nu? Sau, bun, tu după alea 3 luni ce faci? Ne strângem mâna și la revedere. Păi nu. Mi-ating țelul. Absolut. Și acum mulțumesc. Și acum ce fac? Trebuie depinde de țelul fiecăruia. Pentru că tu dacă trebuie să scazi 50 de kilograme, evident, nu-ți voi recomanda un program de 3 luni.
Deoarece eu știu că alea 50 de kg trebuie să ducem în 6 luni, într-un an. Într-un an de zile, evident, și mergem în direcția aia. Ce fac după aia? După aia tu mai slăbit, țelul tău ajuns, strângem mâna, mulțumim sau cum? Ce facem? După aia tu ești echipat cu un set de informații și de noi obiceiuri care te vor ajuta să îți menții și să îți chiar îmbunătățești rezultate. Singur? Singur. Dar poți să continui și cu tine? Poți să continui, evident. Domnule, uite care treaba, mie mi-e frică. Eu zic sincer că mi-e frică. După astea 3 luni în care am avut un câine mine, eu nu cred. Ok, o să le respect, dar m-am zic, ha, mă lasă că merge, că nu și așa mai. Și mai pun un kilogram, mai pun. Și atunci prefer să am jandarmul după mine. Sunt persoane care funcționează foarte, foarte bine cu cineva alături. Adică e chestia de bun simț, știi, domne, e respectul față de omul ăla care încearcă să mă ajute. Dacă eu știu că mă autopăcălesc vis-a-vis de relația cu omul ăla, nu mai pot să fac asta. Că, bă, mi-e jenă. Absolut. Știi, da, eu dacă sunt cu mine, bine, mă, Cosmin, gata, mersi frumos, ai noroc, ai noroc, sunt pe baia și te mai sunt după 3 luni, bă, Cosmin, iar am luat 6 kg. Așa este, așa știi? Este. Știi, sau am luat 8 kg. Sunt anumite persoane și de multe ori pot oarecum identifica aceste persoane care funcționează foarte bine cu cineva alături. Și de multe ori, în momentul în care suntem în proximitatea terminării programului, îi explic toată situația. Ok, îmi dau seama și realizez că este posibil ca tu singur, în acest moment în care ne aflăm cel puțin acum, să nu îți îmbunătățești sau măcar să îți menții rezultatele pe care le-ai obținut și îți propun să continuăm. Sau sunt acele persoane care, ok, am nevoie de un plan, deoarece sunt și astfel de persoane, trimit planul luni și omul merge ceas săptămână după săptămână fără absolut niciun fel de ajustare, niciun fel de intervenție. La sfârșitul colaborării, practic, de cele mai multe ori obiectivul este atins și omul știe exact ce are de făcut mai departe. Adică sunt indivizi și indivizi. Tipuri de personalitate și așa mai departe și alți factori care pot influența pozitiv sau negativ. La voi cum merge asta? Este cu recenzie din gură în gură sau cum vă faceți voi? Dom'le, pe mine m-a ajutat omul ăla sau cum? Cum îți faci tu publicitatea? Marketingul din gură în gură, din să gură spunem în gură. Așa, este încă este cel mai de succes model de marketing din punctul meu de vedere. Evident, social media ajută foarte mult, o prezență constantă pe social media. Abordarea mea, în special pe social media, este să ofer cât mai multe informații. Deci, din start, și nu știu câți ani am deja de când postez în mod curent pe social media, asta a fost abordarea, să ofer cât mai mult. Să nu ții pentru tine. Nu, deoarece, în special în coaching, dacă îl faci cum trebuie, oamenii te vor aborda oricum. Deci eu dacă ofer cât mai multe informații... Dar nu e să zici, domnule, să ofer cât mai puține, să vină să dea bani ca să le mai... Niciodată. Și cine practică astfel de... Sau cine consideră că, ok, voi oferi cât mai mult și voi crea oarece doză de mister și oamenii mă vor aborda pentru restul cunoștințelor pe care le-am, nu funcționează în felul ăsta. Ba, din contră, încearcă să oferi într-atât de mult încât, la un moment dat, să ai o doză de anxietate și să te întrebi, băi, oare chiar ofer prea mult, știi? Da, la modul cel mai serios să spun, deoarece oamenii oricum nu știu cât de multe știi tu. Și din momentul ce oferi atât de mult, păi dacă ăsta oferă atât de mult pe gratis, îți imaginezi dacă lucrezi cu el, ce fel, știi? De cele mai multe ori așa. Corect. Și în special am contul de TikTok, care este foarte, foarte activ. Acolo ai o librărie efectiv despre tot ce ai nevoie. Nutriție, sport, mindset, absolut tot. Și spun de cele mai multe ori, spun, vrei să lucrezi cu mine? Contactează-mă. Nu vrei? Ai aici absolut tot ce ai nevoie să faci de unul singur. Poți să faci fără mine. Absolut. Unde te găsește lumea? De se uită acum la noi și uite, sunt ca mine la 45-50 de ani. Pe Instagram. Cu numele tău te caută sau cum? Pe Instagram Cosmin One More Rep, încă o repetare în engleză. Pe TikTok la fel, Coach Cosmin, pe YouTube și vreo câteva site-uri de asemenea pe care sub numele de One More Rep. Am înțeles. Oamenii au început să accepte chestia asta, că pot lucra și de acasă? Absolut, absolut. De acum COVID-ul s-a dus, e da, încolo. Această latură de online coaching, cum se mai numește, devine din ce în ce mai populară, oarecum
saturată pe alocuri, dar de cele mai multe ori nu este saturată prin calitate, ci prin cantitate. De aceea, în momentul în care oferi ceva de calitate, oamenii te vor aborda, mai ales în România, într-un mod foarte, foarte constant, să spunem așa. În America, online coaching-ul este la un nivel foarte, foarte ridicat. Foarte mulți profesioniști își au, practic, obiectul activității și obiectul muncii strict în online. Există, de asemenea, foarte multe unelte la dispoziție și foarte multe aplicații și software-uri pe care le poți folosi să înlesnești oarecum drumul clientului cu care lucrezi, însă eu încă sunt tipul de coach care crede în comunicarea unul la unul. Este imbatabilă. Ok, ai o problemă, pune mâna pe telefon, dacă nu știu, nu pot vorbi acum, scriem o listă de toate întrebările, tot ce vrei să-ți răspund, eu îmi pregătesc toate răspunsurile și vorbim la telefon, deoarece tonul face muzica, știi? Și am și, mă rog, la aproape 39 de ani am crescut oarecum fără, nu oarecum, am crescut fără telefoane, fără laptopuri, fără social media. De comunicare. Ca și idee, cred că până 2013 încă aveam un Nokia 6310 din acela cu lumina albastră, da, dacă îți aminte. Adică pentru mine tehnologia asta a venit oarecum ca o nevoie, ca o necesitate la un anumit moment în care nu mai găseam încărcătoare pentru Nokia. Zicea lumea, dar ce încărcătoare ai? Înțelegi? Și de acolo a trebuit să sar direct, nu știu, la un smartphone din acest cu mare. Ce USB? Păi nu e USB, că era nu cu dinaia. Era cu gaură. Cu gaură, da. Da, știi? Și da. Facebook, ce Facebook, corect, știi? Dar în același timp asta cred că ne-a obligat să devenim mai buni în arta comunicării. În a vorbi om cu om. Deoarece, uite-te, și în vânzări, de exemplu. Care sunt cei mai buni în vânzări? Sunt tot aceia care poate în adolescență să-și umblau din ușă în ușă și ce vindeau fel de fel de tâmperii din astea, deoarece ca și în sport e vorba de repetări. Cu cât faci mai multe repetări, cu atât devii mai bun și lucrurile n-au cum să nu progreseze. Ai spus la începutul discuției că în Statele Unite e ușor din punct de vedere material să te duci la o sală. La noi e costisitor? Poate fi, să știi. Ca și idee, sala la care merg acum în Brașov, unde mă duc eu să mă antrenez, adică e undeva la 275 de lei. Pe lună? Pe lună. Deci asta înseamnă undeva la cât? 60 de 6 ori 5, da, 60 de euro. 60 de euro. E mult. Pentru România e mult. În condițiile în care, de exemplu, o sală în Miami, o sală normală, adică evident există nivelul și acolo, o sală normală poate fi undeva la 20 dolari pe lună. Serios? Și aici nu vorbim de cele oferite pe plajă, de municipalitate, gratis și așa mai departe. Acolo, da, acolo chiar așa sunt? Da, da. Deci mergi și găsești în containere, se deschid containerele alea? Absolut. Deci, cel puțin în South Beach, vorbesc de Miami, dar mă rog, multe orașe de coastă, unde vremea permite astfel de... au astfel de facilități. Și din acestea de propria greutate, gen tracțiuni și așa mai departe. Și chiar ies așa de la... E greu, da, de... Adică și la noi au început, oamenii aleargă... Sunt la noi pe parcuri. Da, până acum 20 de ani fluieram, te mai luai de ei, da, dacă mai era o domniță, mai fluierai. Dar de vreo 10 ani încoace nu se mai întâmplă lucrul ăsta. E privit ca ceva normal. Normal. Începe să fie privit ca ceva normal. Ca și de, cum spuneai, cu domnița, da, așa. Mi-aduc aminte la Galați, acum, nu știu, 20 de ani... 15 ani, dar nu vedea o femeie în sală, în primul rând. Nu exista o femeie în sală, pentru că era perceput ca și o chestie strict de bărbați. Sala de fitness, de forță, mă rog. Ce tare, vezi cum s-a schimbat, da. S-au schimbat lucrurile foarte, foarte mult. Și acolo ei ies de la 7 dimineața. Mai devreme. De câte ori merg cu soția, în special în Miami, și stăm, să zicem, în South Beach, ieșim de la hotel sau de unde stăm și mergem, este un din ăsta de cafea, nu-i dau numele că nu are importanță, și ne luăm o cafea din același loc, în general plecăm pe la 5 dimineața ca să prindem și răsăritul, oamenii deja aleargă, se plimbă cu rolele. La 5 dimineața sau la 6 dimineața, da? E un cult, în Miami chiar este un cult. Îi ajută și vremea, dar mai sunt locuri
în care de asemenea te ajută vremea, dar care nu se întâmplă mare lucru, adică nu te ajută chiar atât de mult. Păcând acolo, dar cred că a fost întotdeauna un cult. Miami a fost întotdeauna altceva. N-am, adică, corespondent, nu știu, în Europa cu acel loc. E un paradox oarecum comparativ cu restul, și aș spune chiar restul Floridei, pentru că în Florida, dacă faci un pic stânga-dreapta și mergi spre așa, dai de rednecks și de așa, oamenii sunt foarte, foarte supraponderali, să spun, în Florida, mai ales dacă mergi, nu știu, Tampa și așa mai departe, e de dezastru. Însă Miami a existat întotdeauna cultura asta. Cultura sportului, în mod special. Și noi, și noi ne-am trezit, american. Ne-am trezit, facem pași mari, mici, cum suntem noi? Că ai crescut, facem pași. Și ai, facem pași, nu? Facem pași, facem săl pași. Mai multe, începem să alergăm prin parcuri. Mediul privat a schimbat, aș spune eu, tot ce a distrus mediul guvernamental, să spunem așa, chiar și în sportul de performanță, dacă ne uităm. Înainte exista acest oarecum sistem incorporat de a face sport, suportat de stat, cum am făcut cu toți. Știi, primeam un training, o pereche de Adidas, mergeam într-un cantonament. Acum lucrurile astea nu se mai fac, se fac doar pe banii părinților, știi? Și de asta zic, adică în mod special mediul privat în România ține lucrurile pe patru roți. Altfel cred că ar fi fost dezastru. Ar fi fost dezastru din toate punctele de vedere. Și acum că ești om de sport, dacă ne uităm strict la starea sportului românesc, indiferent că vorbim de fotbal, de gimnastică, nu mai spun că e dezolant, ne dăm seama că acolo unde nu s-a făcut practic mare lucru, lucrurile au luat-o într-un... Nu mai există, adică lucrurile nu mai există efectiv și foarte, foarte mare păcat. Și aș spune că unul din motivele pentru care, luăm fotbalul de exemplu, unul din motivele pentru care fotbalul românesc este unde este acum este și lipsa pregătirii fizice. Adică fotbalistul român întotdeauna a fost bun cu mingea la picior, dribbling-uri și așa mai departe, însă pe parte fizică, cred că undeva la începutul anilor 2000 a început să rămână în urmă, comparativ cu ce se întâmplă în Europa. Și cred că am avut oarecum revelat, nu știu dacă pot numi revelație sau nu, mi-aduc aminte, juca Steaua cu, mă rog, actualul FCSB, Steaua, cu Bayern München în Champions League. Nu mai știu, 2007, 2008, acolo. Și ai văzut diferența între... Și mă uitam la televizor, chiar dacă nu sunt stelist, și era pe tunelul ăla din Ghencea de ieșire, erau steliștii și cei de la Bayern München. Și mi-aduc aminte, atunci a fost o imagine exact de ansamblu a sportului românesc, comparativ cu sportul care a luat-o înainte. Deci aveam aici băieții, jucători de la Steaua, de la vremea respectivă, firavi, cu umeri înguști, toți, și aici erau ăștia toți peste 1,95 cu picioarele așa cât stejare. Și evident că totul mai apoi se reduce la nivel de statistică. Ăla care e mai puternic sare mai bine la cap, câștigă mingea de mai multe ori, aleargă mai mult din minutul 70 până în minutul 90. Știi că de multe ori noi am și fost adepții ideii că românul cedează pe final. Însă românul nu cedează pe final. Românul nu mai are energie pe final. Asta e problema de cele mai multe ori și în handbal, și în fotbal, și în cele mai multe dintre sporturi. De asta vezi și la noua generație, cum e și asta, cum îl cheamăm? Radu Drăgușin. Drăgușin. A plecat de devreme din țară. Și se vede. Și se vede. Se vede la nivel de mentalitate, se vede la nivel de pregătire fizică, se vede la toate capitolele. Deoarece, nu știu, la 20 și ceva de ani, e greu să mai reeduci un fotbalist cum să dea cu piciorul minge. Pentru că acolo e deja un automatism. E foarte greu să mai reeduci. Însă îi poți schimba, în primul rând, condiția fizică. Și, evident, și mentalitatea. Și cred că aici România a rămas în urmă grav pe partea de pregătire fizică. De asta vezi că de foarte, foarte multe ori își aduc staff-uri de prin străinătate, că în România nu există pe partea asta. Efectiv e corect. Colaps. Corect. Și vreau să te întreb, înainte să ne uităm pe pozele cu care ai venit, de atingerile astea, cum le zic eu, făcute pe Instagram, deci e chestia cu fasting-ul non-stop și a mai apărut una, calistenicul. Ce e asta? Calisthenics este un mod de a te antrena cu propria greutate.
Adică tracțiune la bară, flotări la paralele. Ajută astea? Ajută, da, da, da. Adică poate fi un mod din foarte... trei postări, una este cu iată bunicul la 60 de ani care poate fi un mod foarte eficient de a avea o condiție fizică foarte, foarte deci bună. Deci ce trebuie? Un bătător de covoare? Un bătător de covoare, da. Asta trebuie, că am văzut că... Un bătător de covoare, în pandemie, acestea aveau valoarea greutăților în aur, cred. Da, bătătoarele de covoare și așa mai departe. Cauciucurile, răsturnate în curte până în poartă și înapoi. Orice, ca să ai idee cum mă antrenam eu în pandemie, aveam o sacoșă din aceasta de rafie, în care băgam bidoane cu apă de 2 litri. Deci, practic, creșteam în greutate. Mai puneam un bidon, și tot așa, Deci, am oarecum ne-am resetat în... Da. Și realizez că mușchiul nu știe să facă diferența între un o ganteră șmecheră de covoare, sau o ganteră, sau un aparat bidon sau de apă. Un bidon de apă. Exact. Atât timp cât există un nivel de progres și progresezi, e tot ok. Tu te antrenezi zilnic acum? Sau cum? Aproape zilnic, da. Acum, cred în zile de pauză, dar cred în zilele de pauză atunci când corpul o cere. Adică nu am o zi de pauză dedicată, nu știu, duminica sau sâmbătă, sau când simt eu că e nevoie, ia o pauză. Ai făcut și nebunii de astea extreme cu clienții? Adică, băi, Cosmin, ajută-mă într-o lună de zile, trebuie să... Știi, ca boxerul care trebuie să piardă la 12 kg la cântar până... Da, 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 absolut. Deci se poate a fost nevoie, da. Adică, dacă cineva îmi spune că vrea să piardă 12 kg în 6 săptămâni, că are o nuntă sau că are nu știu ce și trebuie să fie strict atunci, evident, îi explic părțile bune, părțile mai puțin bune la care se poate expune și dă drumul la treabă. Am înțeles. Sunt... acreditat ca și preparator fizic, în special când vine vorba despre sporturile de contact. Deci pot, de asemenea, și am capacitatea să fac categoria cu clienți. Adică pe parte de deshidratare. Deci trebuie să ajung la 7-6. Extreme. Exact, exact. Evident, cu clienții de zi cu zi, oameni normal de zi cu zi, nu aplicăm aceste. Dar dacă... Nu știu, faci judo, faci wrestling, faci box, faci MMA și așa mai departe și vrei să faci cântarul, cum se spune, și nu știi cum să-l faci, te pot ajuta. Am înțeles. Nu uităm și pe niște pozuții când ai venit cu mâna goală, dar trebuie să ni le explici. Asta aici este acum mulți ani, cred că acum vreo 10 ani. Băiatul din imagine... Băiatul, da. Îl cheamă Michael Jasper și era lineman la vremea aceea la Carolina Panthers. Intră tu în... NFL, da, 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 da. Și... Acum, momentan, este coach, activează într-o ligă inferioară, mă rog, la colegiu, cum fac ei fotbal american la o echipă de colegiu, încă mai ține legătura. Mamă. Lineman, o forță, mă rog, adică, ca să ai idee, eu acolo în poza aia aveam undeva la 95 de kg. Adică nu eram chiar cel mai firat. Inspiriu, da. Chiar cel mai firat. Parte în parte cu omul. Lineman, mă rog. Poziția asta de lineman este practic, ei sunt puși acolo într-o linie ca și zid. Păi. Ca și zid, efectiv. Adică, ca și idee, nu le trebuie o foarte mare mobilitate stânga-dreapta și așa mai departe. Efectiv, pe post de zid. Aici, în California, tot acum foarte mulți ani, aceasta este sala Muscle Beach, se numea la vremea aia, și acum se cheamă la fel, unde a fost filmat Pumping Iron. Dacă, mă rog, e un film documentar legendar pentru cei din... Deci aici. Din cultul ăsta, să spunem așa, cu Arnold Schwarzenegger și așa mai departe, undeva până anii 60-70. Mă rog, arată un pic diferit, dar locația e aceeași. Pentru cei care fac, ca și idee, undeva, cred că pe 97-98, era o revistă la noi care se chema Culturism. Da. Florin Uceanu, cred că era... Da, da, da. Și eu eram copil, răsfoiam acea revistă și era o poză cu Arnold Schwarzenegger în acea revistă, făcând exact acest exercițiu, cu niște ochelari de soare, și era o tribună în spatele lui, era în capătul opus. Aha. Unde eram eu, adică pe partea cealaltă, pe partea cu plaja,
în spatele lui era o tribună care era plină de persoane care îl adulau. Femei, bărbați, copii, era o nebunie. Undeva pe la sfârșitul anului 60. Și atunci, eu uitându-mă la poza aia, am zis, vreau să ajung și eu odată aici. Și vorbim de, nu știu, 97, mamă, 98. La vremea aia, ca să ai idee, nici nu credeam că voi pleca vreodată din țară. Adică, știi, anii 90 pentru noi, da, mă rog, da, a fost, da, da, cum au fost. Aici tot aceea, cred că era în aceeași zi, de fapt, tot Venice, California, considerată cea mai celebră sală din lume. Tot aici se antrenează și Arnold și foarte mulți actori. Ce tare! Și poți să vii efectiv, aveai un abonament, aveai ceva, nu? Da, 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 da. Îți iei abonament aici în timpul unui maraton, semi-maraton, de fapt. Partea, cred că e mai amuzantă, e că nu cred că făcusem 10 minute de cardio legate în ultimul an, cel puțin, și pusesem pariu cu un prieten de-a meu. Mi-a spus că eu nu pot să alerg un semi-maraton, având, cred că aveam vreo 110 kg aici. Mai bagi? Te bagi, adică? La alergare? Da. Nu prea-mi place. Nu prea-mi place. Asta cred că e o poză mai recentă. Deci mai mult pe loc. Mai mult pe loc, mai mult pe loc. Dar dacă ai nevoie, cum mi-am demonstrat și prietenul cu care am pus pariu, am alergat. Deci cât ai băgat? Ai băgat 21 de kilometri? Da, 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 semi-maratonul. Da. Am avut o cădere din asta de calciu, de săruri, undeva aproape de linia de final. Noroc că era ambulanța acolo, știi cum sunt ambulanțe pe parcurs, mi-a dat niște prafuri, dar eu, nebunia mea, am zis că mi-au zis, bă, oprește-te, bă, băiatule. A, știu, aici vreau să termină. Nu, 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 că am pus pariu și m-am târât, efectiv, m-am târât până la... Asta e, mă rog, prostia tipică. Aici e tot la sala din California. Lume multă. Lume multă, da. Dar n-ai ce căuta aici dacă nu poți să ridici o ganteră, nu? Adică nu... E pentru toată lumea, dar asta este o sală care e oarecum celebră, mai ales în zona în care este, vin foarte mulți actori. Foarte mulți actori de la Hollywood, deoarece foarte mulți stau în zona aia, Malibu. Da. Hai să mai vedem încă una. Asta este o figură foarte populară în mediul... online, în mod special, Michael Hearn îl cheamă, este însurat cu o româncă, Mona Mureșan, care a plecat din țară, cred că imediat undeva după Revoluție, fostă gimnastă, dacă nu mă înșel. Foarte, mă rog, celebru în industria asta. Are 50 ceva de ani, cred. 55 ceva de gen. Aici eram în Berceni. Aici eram în Berceni, am practicat un pic de, mă rog, mai practic și în ziua de azi un pic, dar mai mult la de nivel din acesta recreațional, jiu-jitsu brazilian. În trecut am făcut și ceva judo, mi-a rupt și ceva coastă și, mă rog, cam tot ce vine la pachet. Ceva, tot ce vine la pachet, da, da, da. Jiu-jitsu brazilian e lui Tudor Mihăiță, nu? Adică Tudor Mihăiță, da, el e în România, este... printre primele centuri negre, de fapt cred că chiar prima centură neagră, și are cele mai multe cluburi, Absoluto se Absoluto, cheamă, da, da, cluburile, da, lui. Aș spune omul care a pus bazele jiu-jitsului brazilian. Nu-l cunosc personal, nu am fost niciodată de fapt în niciunul din cluburile lui, dar este omul, aș spune, care a pus bazele jiu-jitsului brazilian în România, când nimeni nici măcar nu știa ce aia. Ei, asta chiar voiam să te întreb. Da, există lucrurile astea, da? Absolut. Deci fotografiați în momentul în care se apucă de treabă. Ce diferență e aici? Sincer, nu mai știu exact diferența. Cred că undeva la 16 sau 17 kg, dacă mi-aduc aminte bine. O diferență foarte mare, în special de kilograme. Acest domn, de asemenea, cu două business-uri, când m-a abordat, mi-a spus că, aparte de factorul estetic, mi-a spus că nu mai are pic de energie când ajunge acasă la copii. A zis că fac ce fac undeva după 3 după amiază, zice că nu mai îmi vine să pun capul pe masă, ajung acasă, trage fiica mea de mine să ne jucăm sau asta și nu mai vreau să mă fac nimic decât să stau pe canapea. Cum am mai spus, fiecare are câte un trăgaci din ăsta, știi, care se activează ceva. Și ca timp?
Iartă-mă, ca timp, deci ca timp, aici 16, aici 17. Cred că 22 de săptămâni. Cred că 22 de săptămâni, dacă mi-am adăcut. Părți la 4. Nu-i rău. 6 ori, 6, sub 6 luni. Sub 6 luni, da, da, da. Așa poți să faci un om în sub 6 luni? Da, 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 da. 12 săptămâni aici. Băi, băiatule. Astea se fac zilnic? Adică ceea ce faci cu ei e zilnic sau e nevoie și de timp de repaus? Exercițiile? Depinde de fiecare, de programul fiecăruia. Sunt fanul a 4 antrenamente pe săptămână. Cred că aici e balansul pentru cel care are timp la dispoziție de 4 antrenamente pe săptămână. Aici e balansul unde obții un stimul semnificativ, dar și 3 zile de repaus. Adică repet, vorbim de acasă, da? Sau și de sală. Antrenament în general. Bun. Fie că e acasă, fie că e să cât durează unul din ăsta, ca să facem un calcul, știi? Un 45 de minute, aș spune, e civilizat. Absolut. Și cu un duș, cu astea, într-o oră ai rezolvat. Nu sunt adeptul antrenamentelor foarte, foarte îndelungate, deoarece mai ales nișa, să spunem așa, cu care lucrez, bărbați peste 35-40 de ani, nu au timp. Nu avem timp de astfel de chestii, ai și familie, ai și job, ai carieră, poate ai și un business, nu ai timp să stai câte 2-3 luni, mama, câte 2-3 ore. Aici zici că e Photoshop, deci același domn, da? Același domn care se antrena acasă în momentul în care m-a abordat, era oarecum într-o situație mai complicată din punct de vedere mental, mai ceva depresie așa un pic. Acum e în cea mai bună situație a vieții lui, pe cale să devină boxer profesionist. Deci lui s-a schimbat viața per total. Și aici tot așa știi diferența? Adică ca timp și ca și kilograme? Diferența dintre aceste poze cred că e undeva de câteva luni, 6 luni sau 9 luni. Pentru că ținem legătura deja de vreo 2 ani de zile și oarecum îl ajut de vreo 2 ani de zile. În Germania acum boxer, în prima poză oarecum se apucase așa la modul recreativ, acum este deja legitimat la un club din Stuttgart. Adică o schimbare de genul ăsta îți poate schimba viața pur și simplu prin implementarea disciplinei, deoarece devii un om mai disciplinat. Pentru că, indiferent că vorbim de disciplină în dietă, în antrenament, în X, în Y, dezvolți disciplina, iar acea disciplină mai apoi o poți aplica în carieră, o poți aplica în viața de familie, o poți aplica în business, o poți aplica oriunde, pentru că disciplina e disciplină. Iar dieta și antrenamentul sunt doar niște moduri prin care o poți deveni o persoană mai disciplinată. Există și oameni care vin să-și ceară pentru o anumită parte a corpului, nu știu, vreau să fac picioare? Da, 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 da. Există și asta. Da. Pentru foarte rar picioare. Da. Picioarele, în mod special, brațele și ce se vede. Brațele și pieptul, cam astea sunt, și abdomenul, evident. Dar abdomenul vine natural prin procesul de slăbire. Ce natural, frate? Uite ce e acolo. E natural și spun și de ce. Pentru că la bărbați mai ales, majoritatea aglomerării, să spunem așa, de strat adipos în jurul taliei și abdomenului. Și în momentul în care slăbești, de cele mai multe ori slăbești, acolo se vede cel mai repede. Ha. Și cel mai greu, dar și cel mai repede. Nici nu pot să mă uit la aia din dreapta. Adică asta 12 săptămâni aici. Cât? 12 săptămâni. Hai mă. 12 săptămâni, da. Pentru că n-au fost foarte multe kilograme de pierdut aici. Sunt puține kilograme, dar sunt de efect. Astea cum se calculează acum? Că pe vremea bunicii era cu minus 10 kilograme din înălțime și din asta. Acum ai cu indice de masă corporal cu astea, nu? Sau... Nici măcar. Eu nu țin cont de niciun barem de genul ăsta, pentru că în momentul în care dai grăsime și pui și masă musculară în același timp, adică ca și de eu am 100, undeva la 110 kg acum, sunt considerat obez, dacă fac un test. Da, e acela, obezitate morbidă grad... Exact, la 1,80 cât am eu și vreo 108-110 kg. E obezitate morbidă. Exact. Adică pe hârtie. Pe hârtie, dar nu țin cont, deoarece pe mine mă interesează în primul rând factorul acesta de recompoziție corporală, în care să arzi grăsime și să pui masă musculară în același timp. Asta e foarte important pentru bărbați, mai ales factorul de longevitate cel mai important. Domnul care m-a reținut și nu-mi cape poză. Brian Shaw și este de 4 sau de 5 ori World Strongest Man. Știi, concursul ăla de World Strongest Man care are o butoaie de bere, copaci. El este cel mai titrat all time World Strongest Man, din nou ca și idee, undeva la 100 și ceva de kilograme aveam eu,
Să nu-l aici, super vreodată. Și da. El cât... Și are și un 2 metri. 2 metri și. 2 metri și. Haide. 2 metri și la picior, nu știu cât să aibă acolo, porte 45 ca și de... Tu pare copilul. Exact. Bă, băiatul de l-ați găsit. Ma. Și mi-a rămas în minte momentul în care i-am strâns mâna, am simțit că am băgat mâna într-o căldare, în sensul de mărimea mâinii. Deci am simțit așa că am băgat mâna în ceva care, care m-a cuprins aproape până la cot. Nu știu, mă rog. Tu nefiind un costeliv. Nefiind un costeliv, astea sunt specimene în cel mai pur mod al cuvântului. Ma. Să nu mai dați din alea cu înainte și după, așa mai bine. Glumesc, desigur. Înainte și după... Deci minuni există. Minuni există și minunile sunt făcute prin acțiunile pe care le facem în fiecare zi. La fel cum s-a creat situația pe care, în care ai cineva ajuns așa? Este, exact, doar prin puterile tale poți schimba aceste lucruri. În mod special când vine vorba despre astfel de transformări corporale, fără o doză de disciplină și fără o doză de muncă, până la urma urmei, nu poți avea succes, deoarece miracole pe partea asta încă nu există. Miracole chiar nu există. Nu știu dacă la femei, de exemplu, își mai pot face o injecție aici, o injecție acolo. La bărbați nu există. Deci la bărbați n-ai cum să te duci și nu știu, să stai toată grăsimea aia de pe abdomen și să o înlocuiești cu niște pătrățele. Nu se poate. Nu se poate de asemenea să mănânci ceea ce nu trebuie să mănânci și să ai rezultatele pe care le vrei. Nu se poate nici asta. Adică totul vine, e un troc întotdeauna. Până la urma urmei e greu și să mănânci sănătos, adică greu în sensul în care mai există tentații, dar e greu și să fii supraponderal, e greu și să gâfâi după trei etaje, știi? E greu și să ai o încredere de sine foarte precară, pentru că foarte multe dintre persoanele, cel puțin cu care am lucrat, au avut acest lucru care mi l-au spus la început. Stau foarte prost cu încrederea de sine, adică mă duc la plajă și stau cu tricou pe mine. Ma. Sau, știi, adică sunt chestii din astea de ordin mental, care până la urma urmei, orice neajuns din acesta se va răsfrânge la un moment dat în familie și în copii până la urmă, pentru că tu ești modelul la care ei se uită. Mai ales ca tată, ca stâlp de familie, tu ești modelul și de asemenea ca stâlpul familiei vrei să trăiești cât mai mult. Nu-i logic. Corect. Vrei să trăiești cât mai mult și pe să lângă aspectul estetic, bineînțeles, nici la sănătate. Și dacă tu știi că acele 20, 30, 50 de kilograme în plus îți pot și cel mai probabil îți vor scurta viața cu X număr de ani, adică pentru mine mi se pare o chestie foarte delicată. Adică de ce nu vrei să faci schimbare? De neînțeles, da. De neînțeles, efectiv. Da. Deoarece, de ce nu faci asta? Nu vrei să stai mai mult cu copiii tăi, cu nepoții tăi la 70, 80, 90 de ani, adică... Bun, tu poți să faci minunile astea, noi glumim acum când spunem. Da, dar sunt, de fapt, sunt, uitându-te absolut la poza din stânga și la poza din dreapta și cu ajutorul individului, materialului. Individul face munca. Poți să faci la orice vârstă? Da, absolut, absolut, absolut. Bine, discutăm acum cazuri extreme de 70-80 de ani, dar vreau să 70-80 zic, una e 35, alta e 50. Între 35 și 45, aș spune, nu e o foarte mare diferență la viteza de execuție, să spunem așa, adică cât de repede poți ajunge din punctul A în punctul B. Ei, după 50, lucrurile devin un pic mai, nu neapărat complicate, dar mai complexe, deoarece, în primul rând, la bărbați, natural vorbind, nivelul de testosteron va începe să scadă oricum cam după vârsta de 30 de ani. Va începe să scadă cu undeva între 1 și 2% pe an după această vârstă. Dacă până la această vârstă oarecum este în creștere, după care o stagnare, oarecum un platou, după care va începe să descrească cu undeva între 1 și 2% pe an. Deci una e la 35 de ani și una la 50 de ani. Că la 50 de ani deja ai cu 30%, să spunem, mai puțin testosteron în corp. Natural vorbim, adică nu ne referim la steroizi anabolizanți sau mai știu eu ce. Deci o degradare a nivelului de testosteron automat se va traduce în o dificultate mai mare în a slăbi, o dificultate mai mare în a pune masă musculară, o
degradarea somnului de asemenea, adică nivelul și testosteronul ăsta până la urma urmei, oarecum în cultura de azi și în ziua de azi este asociat cu, nu știu, cu agresivitate, cu masculinitate toxică și așa mai departe, știi, fel de fel de... Dar el este critic pentru sănătatea mai ales a bărbatului, deoarece o descreștere, mai, în special una abruptă a nivelului de testosteron, este de asemenea asociat cu diabet, cu bol de inimă, cu, adică cu mult mai multe lucruri decât aspect fizic, corect, agresivitate și așa mai departe. Și de asta este foarte, foarte important. De asemenea, prin stil de viață și prin nutriție și prin ceva suplimentație, magneziu, zinc, vitamina D3, deoarece acești micronutrienți sunt critici în sinteza și în producerea de testosteron la bărbați, coroborat cu faptul că, statistic vorbind, în ziua de azi, mai mult de jumătate dintre bărbați sunt deficienți în magneziu, zinc, vitamina D3. Deci, oarecum, suntem bombardați din toate direcțiile cu cauze pe care trebuie efectiv să le ținem sub control, deoarece oamenii cred că, nu știu, guvernul va avea grijă de tine sau, nu știu, FDA sau OMS-ul sau mai știu, nu există așa ceva. Deci până la ei tu ești cel care trebuie să pună lucrurile în mișcare. Nu vine nimeni să te salveze, nu vine nimeni să facă acei 10.000 de pași pentru tine, nu vine nimeni să pune acea felie de pizza la loc în cutie când nu ar trebui să o mănânci, știi? Dacă un business, de exemplu, îl poți crește și conjunctural, să spunem așa, adică poți fi omul potrivit la momentul, da, potrivit, să ai noroc să o pocnești, ei, când vine vorba de chestii de genul ăsta, aici doar tu ești cel care are, corect, volanul în mână și tot controlul, absolut tot controlul, eu îți pot oferi harta din punctul A în punctul B. Te ții de ea, GPS-ul. Ajungi. Eu sunt GPS-ul tău. Dar tu trebuie să o conduci. Eu sunt GPS-ul și eventual farurile tale pe timp de noapte, dacă conduci noapte. Dar tu trebuie să o conduci din punctul A în punctul B. De asta zic că poate exista situația în care fără un suport de specialitate să conduci oarecum fără să ai o hartă și cu farurile stinse pe timp de noapte, știi? Adică vrei să ajungi în punctul B, dar nu știi pe unde să o iei. Corect. Tragem o concluzie, știi cât au trecut vreo 2 ore, dacă, wow, îmi ziceai că o să discutăm despre asta, dar chiar sunt chestiuni interesante. Deci minunile există și pot fi, sunt reale. Sunt reale, trebuie reale voință, și palpabile. Trebuie voință, trebuie să ai un sprijin de genul tău, ca lumea să nu zică, bine, mă l-ai chemat doar să vorbești doar. Nu, un nutriționist sau un specialist în general, aveți grijă pe mâna cu intrați, că aici nu mai avem. Aviz să... la șamanilor și exemplu cu nucile, adică. Da, adică exact. Lucrurile pot fi foarte, foarte grave, adică în sensul de medical vorbim, da, foarte, da, grave, da, da, adică. Și după aceea zici, păi cine ți-a dat, un nutriționist? Înțelegi? Pentru că imaginează că omul respectiv ar fi putut avea un șoc anafilactic, da, nu? Da. Pentru că atunci când ești alergic, mâncam o tonă de nuci. Păi da, așa mi-a zis nutriționistul. Corect. Acolo e problema. Voință, dietă, odihnă, sport. Da. Absolut. Pentru că în lumea asta haotică, în societatea asta haotică... Ah, și încă ceva extrem de important. La început am crezut că e doar o sperietură, dar oamenii vorbesc foarte, foarte serios, pentru că sunt medici și au spus, știți la care grupă de vârstă este cel mai mare risc de AVC și de preinfarct? 40-50. Hopa, zic, hai să ne uităm în... Și atunci nu mai râzi. 40-50. Adică se văd cazuri, citești, hai să nu zicem zilnic, dar săptămânal, cazuri de oameni care s-au dus la vârsta asta. Și referitor, întâmplător, am un client cu care lucrez, care este polițist. Și chiar avusesem o discuție cu el acum câteva zile și mi-a spus, evident, fiind polițist, foarte multe persoane, chiar mai între 35 și 50, care sunt găsite, practic, cu probleme de genul ăsta, decese și așa mai departe, subite sau mai puțin, nu? Că dacă... Vezi tu, noi vorbim de chestii din acestea subite, însă lucrurile nu sunt subite, știi? Lucrurile au un substrat, dacă te uiți în istorie, găsești acolo... Clar găsești. Acum 5 ani a început ceva.
familia, genetic și așa mai departe. Acolo, acolo, un stres, o traumă. Așa ești, deschizi ușa și mori. Exact, exact. Da. Astea sunt lucruri cu care, din fericire, am început să nu mai glumim în ultima perioadă. Absolut. Pentru că până acum era bășcălie. Uite, bă, dar aici, făcut-o acasă, cu nutriție, cu și așa mai departe. Nu mai glumim. Poate și speriați, mulți dintre noi speriați de lucrurile astea. Și știi cum e, până nu ți se întâmplă sau până n-auzi la cineva apropiat, atunci te sperii. Absolut. Cu adevărat. Absolut. Mă, e bine și atunci că vin oamenii. Mai ales când ai o familie. Adică dacă ai o familie, altfel vezi lucrurile. Mie mi s-a schimbat, adică toată viziunea despre... Așa este. În momentul în care am devenit tată, s-a schimbat absolut totul. Știi că așa este. Automat, băi, stai așa că... Trebuie să mai stau pe aici un pic, știu. Deci lumea trebuie să vină să caute nutriționiștii, să discute cu ei, să vorbească despre problemele pe care le au, extra nutriție, extra și așa mai departe, exact cum tot ai zis contextul. Tu. Tot contextul. Contextul, absolut. Urmează un plan de nutriție, urmează, dacă este cazul, și un plan de sport, absolut, de mișcare, cum zicem. Și cel mai important, cum am mai vorbit, aspectul de comunicare, partea de consiliere nutrițională. Nu, dar asta că nu e bine. Exact, ajută-mă acolo. Exact. Și toate exact. Sunt toate fomiz, cele... mănânc de 6 ori pe zi. 100%. Toate acele conversații noi pe care noi le avem săptămânal, la sfârșit îți garantez că vei pleca dintr-un program de genul acesta, vei pleca cu un bagaj informațional care va rămâne cu tine și acel bagaj te va ajuta să îți menții rezultatele și să efectiv să devii o altă persoană. Prin, corect, toată lumea prin, asta spune. Că ideea e nu să slăbești în 3 luni să pleci la mare, că dacă te apuci de acum de la 1 aprilie, slăbești până, dar nu asta e ideea. Cu toate că mulți dintre clienții cu care lucrez mă abordează pentru astfel de nevoi. După aia... Asta e momentul, mă. Da, știi, da. Piatra au nevoie de un Sisyphus. Da. Știi, o împingi, dar după aia îți va fi din ce în ce mai ușor, deoarece piatra aia se rostogolește la vale și trebuie doar să fii de ajuns de înțelept încât să nu îți sabotezi oarecum propriul progres. Corect. Ce să-ți dorim, Cosmin? Fii atent că sănătate nu merge. Că sănătate s-a dat, toată lumea scapă cu sănătate. Așa e. Ce? Să facă lumea... Ce-ți dorești tu? Nu știu, ce-mi doresc eu? Să facă lumea mai mult sport? Habar n-am. Ce? Îmi doresc ca oamenii să accepte în primul rând situația în care se află și să conștientizeze că ei sunt singurii responsabili în... a face ceva pentru a schimba situația în care se află. Momentul în care îți garantez, în momentul în care conștientizezi și știi, ok, eu sunt vinovatul și tot eu trebuie să fac ceva să schimb lucrurile acestea, lucrurile se vor schimba. Dar vezi tu că oamenii în general așteaptă ca altcineva să ia decizia pentru ei, dar sunt anumite aspecte din viața noastră care nu pot fi schimbate de către altcineva. Nu știu, punctul de pensie, pilonul 2, salariul minim pe economie, chestiile astea, într-adevăr, pot fi manipulate de alte persoane, dar sănătatea ta și starea de sănătate poate fi și aceste aspecte pot fi influențate doar de acțiunile tale. În momentul în care conștientizezi și pleci la drum, îți va fi mult mai ușor, deoarece în momentul în care tu faci aceste schimbări, vezi rezultate. Nu există să nu vezi rezultate. Corect. Iar rezultatele te vor ține pe linia de înaintare. Deci, acceptarea situației este momentul în care toți trebuie să ne aflăm. Ai zis că suntem singurii vinovați, nu, eu mai știu și pe vinovați, pe băiatul ăla care a pus bec în frigider. Da, ăla e vinovat și ăla este care a pus becul în frigider, că noaptea era întuneric, glumim, desigur. Așa este, așa noaptea este. Era întuneric, nu vedeai nimic, nu te apucai, dar și pe ăla care a pus în bucătărie. Și ăia sunt mari vinovați, becul în frigider și sunt cei mai mari vinovați. Mai spune-le, te rog, odată oamenilor de la Pendelete unde te găsesc, pentru că poate s-au uitat la noi acum și acum, fără ipocrizie, fără, dacă putem ajuta 2 oameni, 3, 5 care se uită, absolut, ne-am atins țelul. Pe Instagram, contul meu de Instagram este Cosmin One More Rep, în engleză. One more rep. Pe TikTok, de asemenea, foarte activ, coach Cosmin. Pe TikTok, pe YouTube, de asemenea, tot One More Rep. Și site-urile care oricum sunt atașate fiecărui profil de social media. Există acolo formulare pe care oricine le poate completa. Iar eu mai apoi
evident stabilim o oră și o dată la care să ne auzim la telefon dacă se dorește o colaborare și o schimbare în bine, că până la urma urmei oarecum detest acest cuvânt colaborare. Colaborezi, nu știu, când colaborezi cu nu știu ce firmă să facă nu știu ce instalație electrică, dar aici vorbim de o schimbare. Adică dacă vrei o schimbare în viața ta, cu siguranță te pot ajuta. Cu siguranță te pot ajuta. Nu există să nu te pot ajuta dacă ai nevoie de astfel de... Perfect. Cosmin, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc foarte mult. Căutați-l pe Cosmin dacă aveți nevoie de o schimbare, pentru că asta este. Nu slăbim doar ca să mergem la mare la greci peste două luni. Sau asta, asta poate să fie punctul de plecare. Asta poate să fie punctul de plecare. Asta ziceam că foarte mulți dintre clienții care m-au abordat au plecat la drum cu această idee. Și după aia au rămas. Și-au dat seama, asta nu că mie cam îmi place ce se întâmplă aici. Uite cum arăt. Exact, exact. Da. Și, adică chiar și aceste programe scurte pot fi foarte, foarte benefice dacă sunt mai apoi continuate cum trebuie și nu abandonate. Noi terminăm aici de fiecare dată cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs, aici nu mai merge. O să te rog să-mi dai voie să le mulțumesc prietenilor noștri de la Casa Pariilor, mii de mulțumiri și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și să terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am făcut mișcare. 100%. Nu? 100%. În care n-am făcut mișcare, n-am făcut sport. Absolut. Mii de mulțumiri. Îți mulțumesc încă o dată. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre, vă spune un dolofan, este cea în care n-am făcut mișcare. Mii de mulțumiri încă o dată, toate cele bune, numai bine, la revedere.